Doi, doi. Oh, Aoleo, sunt prea tare. Doi, 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 doi. 10, 10, test, test. Doi, trei, patru, nu știu, alte cifre. 3. Doi, 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 suntem ok și aici? Cine zice? Bună seara! Bine ați venit la cea de-a patra ediție a campaniei Cesiune pe Pasiune. O desfășurare, zic eu, frumoasă și o continuare frumoasă a unei campanii care a început, a început timid și acum prinde ceva tracțiune. Avem câteva teme mai mult decât interesante. Vom vorbi despre un nou proiect, MUZE, vom vorbi despre Legea 8 și cred că am spus cam tot când zic Legea 8. Răzvan, ai legătura. Aproape tot. Um, dat fiind contextul imediat, anume că avem posibilitatea să contribuim la această lege și, mă rog, la îmbunătățirea ei, am anunțat că această ediție va reprezenta și o dezbatere publică în acest sens. Înainte de a trece la subiectul principal, vă anunț că suntem încă sub inerția ediția 3 a treia, în cadrul care au apărut mai multe idei despre cum putem proteja actorii. Așa că, în introducere, vom vorbi un pic despre asta și, de fapt, eu voi vorbi. Cred că am logore, sunt foarte entuziasmat, nu știu dacă m spus. Având în vedere interesul manifestat față de ideea lui Mario de data trecută, dar și intriga pe care a generat-o inițiativa lui de a construi un cod de etic al actorului, Vă invit să participați fix la conturarea acestuia. Ne-am tot gândit în ultimele zile la o formă de lucru. Noi avem deja un grup de WhatsApp înființat, poate povestește costin mai mult, pentru a, trans, pentru a identifica sau, în orice caz, crea o comisie de transpunere a ideilor. Momentan, grupul respectiv de WhatsApp nu este deschis în afara asociației. Așa că ne-am gândit cum să facem să fim un pic mai deschiși. Firește, nu putem vorbi, nu putem dialoga pe un grup de WhatsApp și să ne și structurăm ideile, că dacă o să căutăm ceva ce a fost evocat acum șapte zile, o să ne fie imposibil să mai găsim acolo. Motiv pentru care am făcut totul sub forma unui grup de Facebook. El se numește și vreau să verific să fiu precis. Cod de etică, actor român. Vă invit să-l căutați pe Facebook, este un grup privat dar în care invităm toți actorii care doresc să creăm niște norme. Grupul este deschis tuturor apartenenților la zonele de teatru și de film, fie și studenți. Grupul va funcționa în felul următor. Vom împărți totul pe topicuri, vom vorbi exclusiv pe subiect, iar în grup vom avea inclusiv specialiști și avocați care ne vor ajuta să determinăm cum putem da valoare juridică celor pe care le dorim. După ce te de dezbătut câte un proiect, Muze, Asociația um, își va asuma implementarea acestuia. Normele conturate și codul de etică vor fi obligatorii pentru membrii muze însă, dar vor fi cu titlu de recomandare pentru toți actorii din piață care nu sunt în asociație. La schimb firește și noi vom pretinde ca cei cu care colaborăm, ca artiști, să respecte un protocol de lucru cu membrii noștri. Și aici, într-o zonă un pic mai personală, dar vă rog ca pe acest grup să discutăm constructiv să înțelegem că nu este nimeni în afară de lege, în măsură să decidă cine e mai actor decât cine. Ori nici legea nu face în momentul de față astfel de distincții și probabil că nu o să facă în ceea ce ne privește. Orice părere, fie că vine de la un student la actorie, fie că vine de la cel mai experimentat actor, nu poate fi decât o contribuție la perfecționarea unor norme. Am făcut această precizare pentru că din păcate. Am, am cules din comentariile de pe pagina noastră foarte multe care mai mult dezbinau decât uneau. În sfârșit ne unim. Haideți, vă rog, să mergem în direcția asta. Cine dorea să ia cuvântul, că eu mă lungesc. Vin în completarea lui Răzvan și vreau să precizez că s-au încercat tot felul de asociații. Unele încă există. Nu știu dacă au același scop ca al nostru, al Asociației Muze, dar le așteptăm alături de noi și să ne unim. Actorii și artiștii din România au reușit pentru prima oară în istorie, un lucru grandios, și sunt foarte fericită că se unesc. Motiv pentru care am și înființat această asociație, la dorința noastră a tuturor artiștilor. Este minunat că în doar câteva luni, în contextul pandemiei, când este foarte greu să, ne, să facem întâlniri, artiștii din mai multe zone și respectiv, respectiv teatru, film, muzică, dans au reușit să se unească. Uh, nu am un speech mai, am un speech mai direct, uh, sunt o persoană care spune lucrurilor pe nume, nu fac politică, nu mă ascund după deget, uh, iar asta poate deranja uneori. Am un mesaj scurt și la obiect adresat artiștilor. Suntem în 2021, oameni buni, și la nivel global, după cum am văzut, lumea se unește să-și apere drepturile. Haideți să ne unim și noi, să, 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 să nu mai fim ultimii care se adună. Um, am spus-o și mă repet, am înființat muze cu credința că etica și moralitatea nu s-au pierdut. Um, mi se pare de-a dreptul trist și jenant că există tot felul de grupuri de actori, artiști, care dezbină în loc să unească. Um, spun acest lucru pentru că am primit multe mesaje de la actori care nici măcar nu sunt membri muze, dar care înțeleg ce facem și toți au, au cam avut aceeași întrebare, de ce nu luăm poziție vis-a-vis -vis de faptul că suntem boicotați pe tot felul de grupuri. M-am hotărât să vorbesc și o voi face o singură dată, pentru că îmi doresc și noi ne dorim să construim, nu să demontăm. În urmă, cu ceva timp, am fost dat afară de pe un grup de actori, de către administratori, evident, inițiatori de asociație în același timp, pentru actori, care echipurile are ca scop unirea actorilor sub pretextul că nu mă cunoaște lumea de pe grup ca fiind actriță. O scuză mai demnă de rușine, sincer, nu cred că se putea. Uh, nu vreau să sune alaudă, dar uh, Uniunea de Actori din Statele Unite, se aftra împreună cu Alianța Motion Picture and Television Producers, șoc, ce credeți, uh, atestă faptul că sunt artistă. Vorbesc despre această întâmplare pentru a trage un semnal de alarmă Și pentru a-mi expune și eu, ca artist, cum au făcut alții, numai că nu sunt la acel pupitru Situațiile cu care m-am confruntat Încă o dată, le cer artiștilor să se unească, nu să dezbine Vă rog să terminați cu misoginismul, egourile. urile Încetați să creați dezbinare, să jigniți și mai ales să, nu știu, încetați cu hate-ul ăsta, pe bune Sincer, sunt, sunt tristă și dezamăgită Um, în primul rând, încetați să mai mințiți și manipulați elegant membrii grupurilor pe care le administrați și în special mă adresez acum membrilor grupurilor acestora. Vă rog eu, nu mai credeți orice se spune fără să cercetați, fără să faceți cel mai mic research. Aveți vreo problemă? Veniți, întrebați. Întrebați oriunde. De se vorbește despre X, despre Y, luați-vă informația din mai multe surse. Uh, Mi-aș dori să nu mai existe grupuri de artiști care la suprafață Pare doar că sunt formate pentru a discuta problemele industriei, dar scopul, scopul este de a înființa o asociație. Nu că am vreo problemă cu înființarea asociațiilor, ba din contră, dacă vreți să chiar sum, îmi doresc să existe cât mai multe asociații și să ne unim, în schimb, într-o formă, să protejăm drepturile și să avem același scop. Problema mea este că se minte și se minte frumos și nu știu, cred că suntem destul de manipulați. De alții, este chiar trist să ne manipulăm între noi. Uh, și ca să închei într-o notă pozitivă, uh, mă bucur enorm că, în sfârșit, balanța este înclinată către Uniune. Uh, vom vedea lucrul acesta în, în această seară, și uh, cam atât. <laughs> Mulțumesc. Te-ai te inflamat un pic. Permite-mi să intervin. Cred că e cea mai importantă introducere. Și dacă suntem atât de animați, cred că e totuși un semnal bun. Oricum energie aveam. Din păcate nu vrem, adică nu din păcate, din fericire, nu vrem ca energia asta să se ducă într-o direcție greșită. Faptul că în sfârșit ne unim pentru noi este, cred că, cea mai mare satisfacție și era, de fapt, cel mai mare hop pe care trebuia să-l trecem. Că dacă ne unim, reușim. Orice ne propunem, o să iasă. Este atât de simplu. Voi concura cu Elena pentru popularitate și o să vă prezint regulile sesiunii. Vă rugăm ca lorile de cuvânt să aibă maxim 5 minute ca să reușim să condensăm cât mai multe idei, să fim pe subiect. Vă anunțăm că va trebui să moderăm dinamic discuția ca să nu mai pățim ce am pățit pe Zoom, să ia cuvântul aceeași persoană de trei ori pe un subiect care nu ține de agenda de azi. Pentru cei care sunt în Zoom, am rugămintea să scrie pe cea dacă doresc să ia cuvântul iar comentariile real-time propun să le facă pe stream de pe Facebook, ca să putem urmări mai, mai rapid, tocmai ca să lăsăm cale liberă doar celor care doresc să anunțe intenția de la cuvântul pe Zoom și, evident, cu prietate vor vorbi cei din sală care și-au dedicat timpul și energia pentru a fi alături de noi. Dacă-mi permis Răzvan, foarte greu să da. vorbești după antevorbitorii mei, mai ales cu viteza și flow-ul lui Răzvan, care mai avea puțin și termina absolut tot ce era de, de, discutat. Vreau să spun următorul lucru. Antevorbitorii mei sunt obișnuiți să stea în lumina reflectoarelor. Rolul meu este ceva mai de back-end, să zic, partea infrastructurii muze. În cadrul muze lucrăm încă din primăvara anului trecut la un set de norme în primă fază pentru actori, fiind pandemie, am început cu un grup de WhatsApp unde am centralizat idei, dorințe, probleme, unde am încercat să creionăm o discuție, un set de norme de lucru. În mod natural a apărut o idee, îmi permit să spun un spark al lui Mario, un prim rezultat palpabil al acestei campanii Cesiune pe Pasiune, acest proiect MOZE, denumit, așa cum a spus foarte bine Răzvan înaintea mea, Codul de Etică al Actorilor Români. În momentul ăsta am început în forță cu încă un grup, de data asta de Facebook, ocazie cu care reiterez rugămintea colegilor actori să intre în acest grup fie că sunt actori cu o vechime de zeci de ani, fie că sunt debutanți sau studenți, avem nevoie de un număr reprezentativ pentru a ne ajuta să creionăm acest prim draft pe care apoi să-l pilotăm sub forma unui proiect, unui articol de lege. Cum spuneam mai devreme, construim acest proiect de aproape un an, dar de-abia acum el are și un nume, Codul de Etică al Actorilor Români. Practic, de azi, în sfârșit, construim împreună. Pot două minute, promit să mă încadrez în sub 5 minute. Uh, aș vrea să spun doar că uh, ideea asta de cod de etică, uh, nici nu-mi dau seama dacă eu am fost primul care a verbalizat-o, dar și dacă s-a întâmplat asta a fost uh, rodul unei discuții colective și poate doar eu am verbalizat-o, însă și voi ați spus-o fără nicio îndoială, deci nu cred că cineva trebuie să-și ia credit pe idee neapărat mă bucur că se întâmplă în același timp însă pentru că au fost oameni care au pus la îndoială capacitatea mea de a, de a, în ceea ce privește etica sau capacitatea mea de a pune în discuție un cod de etică, eu nefiind actor evident, aș vrea doar să spun că această soluție a fost o parte, o parte dintr-un întreg, soluția integrală pe care am oferit-o pentru anumite probleme și a fost dată într-un context în care actorii au vorbit despre niște lucruri care nu sunt în regulă în zonă. Soluția integrală sau integrată pe care am sugerat-o a fost o, parte, o campanie de informare în rândul actorilor și în rândul agențiilor de casting, casting, agențiilor de producție, agențiilor de advertising și așa mai departe, deci o campanie integrată de comunicare între, cele, între actanții din domeniu, modificări la legea 8 care să clarifice anumite lucruri modificări care se întâmplă sau pot să se întâmplă as we speak în momentul de față și a treia parte a soluției a fost un cod etic al actorului care să vină cu anumite standarde pe care actorii, în care actorii să se regăsească și în care cu care să rezoneze. Nu am vrut să fie niciun fel o ofensă la lumea actorilor, nu am vrut să fie niciun fel o sugerare că actorii nu au etică sau că uh, nevoia vine pentru că e o lipsă uriașă. Sau... A, a fost doar o soluție integrată într-un concept mai larg. Uh, nu sunt expert în etică, nici pe departe, de aceea, recomandarea mea a fost ca actorii să facă acest cod de etică, pentru că, și dacă nici ei nu sunt la rândul lor experți în zona de etică, dar ei trăiesc viața de actor și atunci ei știu la prima mână care sunt problemele cu care se confruntă și care ar putea să fie soluțiile, eu am venit, am pus doar pe. Am, din nou, am verbalizat, nici nu știu dacă primul nici nu contează, am verbalizat între alții la un moment dat un concept care a prins și mă bucur și sper ca rezultatul să fie un lucru care să aibă un lucru asupra căruia actorii să aibă ownership, să aibă proprietate și actorii să fie bucuroși că acel lucru s-a întâmplat de către ei pentru ei. O să răspund la un foarte scurt Q&A pentru că am început de forță fiindcă s-a strâns o săptămână de întrebări, de intrigi, de mă rog. Ceea ce înseamnă că e o inițiativă bună, altfel nu cred că și-ar pierde nimeni timpul să o critice sau să încerce să o destrame în vreo formă. Ce mă bucură mai mult e că sunt oameni care vor să o susțină și sunt suficient de mulți, dar QA, pentru cine n-a înțeles, cod de etică, oameni buni, nu înseamnă o lege prin care se cenzurează ceva. De sunt oameni care scriu pe Facebook că o să impunem o cenzură, nici nu poți să o duci mai departe, e un concept, eu nu-l înțeleg, nu are nicio legătură. Codul de etică presupune că actorii de pretutindeni își propun și după aia eventual își asumă să respecte niște norme de, să zicem, conduită. Codul de etică e primul pas către codul de conduită. E o chestie prin care, de fapt, actorii, și hai să zicem, vreau să vă zic colectiv, noi artiștii ne propunem să livrăm o mai bună calitate. Este atât de simplu. De ce? Pentru că apoi să putem pretinde și noi la rândul nostru acele norme despre care am vorbit. Deci noi facem un prim pas către normalitate, motiv pentru care îi vom, îi vom invita la dialog slash negociere pe cei cu care lucrăm de fiecare dată să facă și un pas către noi. E, e absolut firesc. Mai mult decât atât, uh, voi încerca să închei introducerea prin a explica de ce cred că actorul trebuie să fie primul actant în a reforma industria artistică. Etimologia cuvântului actor este actum. Adică fapt, adică înfăptuire. Actorul face. To act. Ok? A acționa. Asta pentru că au fost colegi muzicieni care au întrebat dar de ce fac întâi actorii? Așa s-a nimerit. Mario a scos pe gură cod de etic al actorului. Noi am și acționat pentru că era exact rezultatul pe care îl doream de la cesiune pe pasiune. Continuă să mă îngropi, Bagă. <laughs> nu chiar răspund la Q&A. Uh, am răspuns și pe Facebook dar e insuficient. Este absolut firesc și muzicienii trebuie să facă același lucru. Muze este o umbrelă atât pentru muzicieni, cât și pentru actori, cât și pentru dansatori, stand up păpușari, acrobați, cascadori, actori de voce, etc. Este foarte mult de reglementat. Dacă actorii reușesc să facă un prim pas, muzicienii nu pot decât să susțină și să facă al doilea pas. Și cu toți o să avem de câștigat din chestia asta. Vreau să mă apropii de timpul nostru cu un citat pe care l-am găsit în scânteia din 1952. Că toți ziceam că SAG Aftra e înființat, mă rog, SAG e înființat în 1933. Definiția oferită atunci pentru actor sună așa. Guvernul țării a încredințat actorului importantul rol de a educa masele. Luptând pentru arta adevărată, bogată în conținut, în idei și desăvârșită în formă, actorul a devenit astăzi un inginer al sufletului omenesc. Din păcate nu mai suntem în această situație, ci suntem în situația în care trebuie să ne propunem ca în 2021 să ne întoarcem un pic în trecut și să redobândim statutul pe care l avea această breaslă la cum 70 de ani tot în România. Să acționăm, să facem. Vă invit să ne unim pentru a readuce arta la rangul de artă. Rog toți actorii să fie actanți. Cu această ocazie aș întreba cine dorește să ia cuvântul din sala. Ca să nu mai avem sesiune de două ore și jumătate, eu mi-am cele două ore de introducere. Vă mulțumesc mult! Sau facem ca la Leapșa. Și a făcut curaj Mike să vuică. Ai zice să aplaudăm asta, maxim 20 în sală, și o se așa timid. Bună seara, bună dimineața, bună ziua, nu știu de câte fusuri ore sunt în acest moment. Sunt Mike Savoica, sunt producător, regizor și actor și am avantajul că sunt în ambele tabere. Este foarte important să înțelegem importanța unui cod de etică. Pentru că nu poți să ceri ceva fără să dai. Părerea mea. În momentul în care faci un contract chiar și nescris, trebuie să știi ce poți să oferi. În momentul în care noi vrem să schimbăm lucruri în țară, în mai bine, trebuie să fim dispuși să și dăm. Și există foarte multe nereguli, din punctul meu de vedere, pe care eu le-am întâmpinat ca și regizor și producător. Foarte mulți artiști care întârzie Foarte mulți oameni care nu vin deloc și ne anunță că nu vin Și așa mai departe Cred că sunt probleme cu care ne-am confruntat cu toți Eu cred Că nu trebuie să ne axăm Pe ne place o persoană sau nu ne place De exemplu, poate nu-mi place de răzvan deloc, da? Absolut deloc Știu Dar știu că Răzvan este dispus să lupte pentru drepturile mele, chiar dacă mie nu-mi place de el. Și cred că noi trebuie să trecem peste multele conflicte pe care le avem personale și să ne unim ca și artiști. Poate că mie nu-mi place de XYZ, poate nu-mi place asociația sau asociația aia, dar sunt sigur că noi ca artiști, ca actori, avem scopul comun de a ne fi mai bine la noi în țară. Peste tot unde am lucrat în afară, în prima zi, de obicei, în prima oră, mi se dă o foaie pe care o semnam. Și, în general, era o chestie pe care se ia etichet, în care scrieau niște reguli, cu care, dacă nu eram de acord, eram invitat foarte politicos să ies afară. Acolo scriau lucruri, unele foarte basic, cum ar fi, trebuie să aveți o igienă bună, adică mai, pe românește, spălați-vă, când erau workshop-uri de mișcare, dar tu semnai asta. Pentru că, în momentul în care, și după aia devenea mai complex, nu poți să insulți, nu poți să, you cannot question someone about their political choices sau așa mai departe. Adică poți să porți o dezbatere pe treaba asta, dar nu poți să zici, bă, tu n-ai voie să crezi asta. Și de aceea cred că ar trebui să ajungem la un numitor comun și să ne unim cât mai mulți cu păreri cât mai diverse. Cât mai diverse, indiferent că ne plac unii oameni sau ne plac, pentru că în momentul în care noi suntem o comunitate și construim și avem idei cât mai variate, putem porni de la numitorul comun. Și în momentul în care noi avem un cod de etică și începem să negociem cu diversi oameni, cu diverse instituții, cu diverse agenții de casting, în momentul în care spunem, bă, nu e ok că ne plătești doar 800 de lei sau 1200 de lei sau 2500 de lei pentru reclama asta sau pentru rolul ăsta sau pentru asta. Și eu te întreabă, bun, foarte bine, dar tu ce ești dispus să ofer de banii ăștia, că mai sunt încă 10.000 de actori sau 10.000 de cântăreți sau 10.000 de artiști care sunt dispuși să vină să o facă. Păi uite, eu am un cod de etică. De la mine poți să te că eu nu o să-mi târzi, că o să-mi învăț replicile sau că o să-mi fac temele și așa mai departe. De aceea, cum au spus și antevorbitorii mei, cred că e momentul oportun să ne unim. Și a ne uni nu înseamnă că trebuie să ne placă neapărat unii de alții. Înseamnă că trebuie să înțelegem că avem un scop comun, acela de a ne fi mai bine la noi în țară. Eu m-am întors cu 3 ani în țară exact cu acest scop de, de a schimba ceva și m-am lovit cu capul de pereți Cu și lui Răzvan azi dimineață mă bucur că nu mă mai lovesc cu capul de pereți singur Că suntem mai mulți și ne dăm cu toții cu capul de perete. Dar în momentul în care suntem foarte mulți care dau cu capul de perete În acel moment o să putem dărâma peretele Deci vă rog, vă încurajez Artiști cu sau fără diplomă Artiști care lucrează o Oameni care performează. Aveți păreri? Perfect de acord. Nu vă place de mine, sau de noi, sau de nimeni. Dar aveți ceva de spus? Spuneți-o. Într-un mod elegant, diplomat și haideți să construim. Pentru că în momentul în care cerem ceva, trebuie să dăm ceva. Și vă mai las cu un lucru, și după aia am să închei. Am lucrat cu artiști din peste 120 de țări până la momentul ăsta. În scurta mea viață, chiar dacă anii sunt puțini, am avut o, ocazia să lucrez cu oameni din foarte multe țări. Și pot să vă spun că artistul român, indiferent că e regizor, producător, actor, pictor, cântăresc și așa mai departe, este cel puțin la fel de talentat ca orice alt artist din lumea asta. Cel puțin la fel de talentat. Cred că noi avem alte lipsuri care provin din istoria noastră, din cultura noastră, din creșterea noastră, dar schimbarea vine. Și aș vrea să fim toți parte din această schimbare. Pentru că numai dacă avem dezbateri și discuții și spunem, bă, eu nu sunt de acord cu ce crezi tu, dar spun, uite, nu sunt de acord pentru că de, nu îmi place, bă, de tine, nu-mi place de tine, noi invităm pe toată lumea la discuție. Și dacă ne unim, în momentul ăla putem să dăm și dacă suntem dispuși să dăm și să creăm, atunci putem să cerem. Și cu cât suntem dispuși să dăm mai mult și să creăm acest cod atunci putem să cerem și să avem așteptări foarte mari. Vă mulțumesc frumoasă. Ai fugit, n-am apucat. Urma să te întreb ceva, dar o să o zic atunci fără să... Bine, dacă putem face asta, mi îmi convine. Um, mai pe lângă faptul că și tu ne-ai dat o idee și anume să includem în obiectivele asociației uh, chestia asta cu dat cu capul de pereți. <laughs> Cred că ar fi un cadru pentru multe alte obiective. Dar da, asta e metoda. Te-aș întreba cum este cu Monolog Slam, pentru că noi ne-am gândit în ultima perioadă cum să facem să susținem artiștii care de bine de rău pot munci. Ne zbatem pentru acele indemnizații, ne zbatem pentru schemele de ajutor de stat, din păcate lucrurile se mișcă foarte greu și nu o să intru în nuanțe, dar poate reușim măcar să susținem printr-o formă de sponsorizare cu premii pe artiștii care participă la Monolog Slam. Ne poți spune dacă putem face acest lucru? Absolut, cu tot dragul. Și vrei să vorbesc un pic de Mono Slam? Foarte rapid? Sau? Atât de concis? Ok, pentru mine. Dar sigur, cred că ne-ar ajuta tocmai ca să, știe okay. cât mai multă lume că poate sponsoriza acest proiect. Pentru că, evident, muze fiind un ONG nu, nu are asta ca scop principal, dar putem organiza un fundraiser. Ok, să vedem dacă mai știu Elevator Pitch din facultate. Monolog Slam. Monolog Slam a început o este o inițiativă pe care eu am adus-o din UK, acum trei ani când m-am întors în țară. El, în teorie, este un concurs de monologuri. În teorie. În practică, oricine se poate urca pe scenă să zică sau să facă orice timp de trei minute. Poți fi dansator să prezinți un moment de dans. Poți fi pictor să pictești una trei minute. Poți să cânti, poți să faci ce vrei. Dar să nu depășești trei minute. Și avem un juriu care se simă constant și acest juriu dă niște note, iar oamenii, oamenii, câștigă premii, 800 de lei, 400 de lei, 200 de lei, locul 1, 2, 3. De când a început pandemia și ne-am mutat online, am zis, bă, hai să restructurăm un pic schematica premiilor ca să putem ajuta cât mai mulți artiști. Pentru că e o perioadă în care foarte mulți din noi am rămas fără nicio sursă de venit. Și chiar dacă nu sunt sume uriașe, de exemplu am schimbat locul 1, ultima oară a fost 300 de lei, mi-a scris o actriță în privat că îți mulțumesc frumos, am ce să mănânc săptămâna asta. Adică 300 de lei, repet, nu e o sumă colosală, dar e mai bine decât nimic. Și nu vă costă nimic, înscrierea este absolut gratuită, nu vă costă nimic decât timp. Atât timp și pasiune. Și vă așteptăm cât mai mulți, regulile sunt simple, nu o să stau o să vorbesc acum despre ele. Monolog să România pe pagină, toate detaliile. Și sperăm în timp să adunăm cât mai mulți sponsori și parteneri ca să putem oferi cât mai multe premii și să putem ajuta cât mai mulți artiști. Mulțumim! Mulțumim mult că ți-ai dorit să ne unim și că înțelegi ce se întâmplă și uh, putem, să, putem să construim împreună. Mulțumim, Mike! Iată un artist care a venit în sprijinul altor artiști. Pe principiu, cine mai dorește, cine mai poftește. George, se apropie cu pași mari. Am încercat, așa oarecum, să-mi controlez câteva idei în aceste câteva minute. Să știi că și pe mine m-a afectat destul de tare tot ceea ce am citit pe internet. Doar că mi se pare normal. Pentru că e tipic românesc. Este clasic românesc în momentul în care încep să faci ceva. Vine în gașca. Cred că foarte mulți colegi de-ai noștri, fie că sunt actori sau cântăresc sau dansatori, nu au înțeles foarte bine care sau ce înseamnă codul de etică. Și poate ne ajuți cu mai multe idei aici, sau îi ajuți, sau nu știu. Adică să dezvolți mai mult. <coughs> Cred din punctul meu de vedere că muze este pentru toată lumea și v-ați spus lucrul ăsta, dar poate trebuie să mai repetați, că se pomenește de foarte multe ori despre actori. Poate celelalte ramuri se simt... Nu știu. <coughs> Și eu spun, din punctul meu de vedere, ce cred eu, că ar trebui, cumva, tot în muzee, să învățăm despre fundraising. Eu să știi că m-am lovit de foarte multe ori despre, de, de, de fundraising. Mi-am dorit să fac, însă nu am găsit niciodată oamenii cu care să fac acest proces. În afară, ați văzut că se merge foarte mult pe fundraising, Kickstarter, Indiegogo și <coughs> alte nebunii. Însă, România, eu de câte ori am căutat, niște oameni cu care să fac niște proiecte de genul ăsta, nu am găsit. Și sunt foarte mulți actori și de film și de teatru și, nu știu, și de dans și foarte multe spectacole care ar dori să facă, dar nu găsesc ajutorul ăla. Poate ar trebui cumva în cadrul asociației, nu știu, să facem o gașcă. Sunt oameni care se pricep la lucrul ăsta sau să atragem sau să atrageți, de fapt, oameni care se pricep și să începem sau să, să educăm, de fapt, că fundraising-ul este despre educație cumva, ok, zice, da, în România nu se dau bani. În România face un fundraising pentru un film și nu se strâng bani. Știu că sunt câteva site-uri în România, dar nu se strâng bani. Cred că este fix ca în televiziune. e duce omul. Face emisiune, vezi cum merge, nu știu, mai schimb, mai îndreaptă, habar, nu, nu știu, <coughs> dar cred că sau nu știu, mie mi-ar plăcea foarte mult să se facă o echipă în, în ONG-ul, în, ONG în, în, organizația voastră și să, să dezvoltați puțin asta cu fundraising-ul, cu fondurile europene iarăși, pentru că sunt foarte multe linii pe care artiștii le pot accesa. <coughs> și aici mă refer, <coughs> Și aici mă refer atât pe ONG-uri, pentru că eu, de exemplu, am și firmă, casă de producție, <coughs> am și ONG, am căutat de foarte multe ori, am găsit tot felul de avocați, tot felul de oameni care, da, facem, dregem, 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 până când ajungi în punctul X, în care ori îți cer bani înainte, ori îți fac niște proiecte de doare capul, habar n-am. Cred că sunt foarte mulți actori, foarte mulți artiști, de fapt, care ar dori să acceseze, să pună ei 20.000 de euro, 10% și să ia încă 180.000 de la stat sau de la uh, Europa. Bani cu care nu știu și ar lua aparatură. Și ar crea un spectacol și l-ar vinde până în Sândărei, habar n Dacă nu... îmi permiți, da. Te rog. Unul dintre membrii noștri, Mihai Mănescu, regizor, foarte bun pe fundraising, el a făcut anul ăsta primul film de charity din România. Există bugete de CSR ale, ale corporațiilor mari, există, așa cum zici și tu, zona de fonduri norvegiene, europene. Ne dorim să facem asta și avem în plan. Perfect, sincer pe mine mă bucură foarte mult. Nu știam că aveți lucrul ăsta, dar mă bucură și cred că dacă voi aveți lucrul ăsta în plan, cred că ar trebui specificat și ar trebui adus mai mult la lumină că poate și așa vor veni artiștii. Că nu suntem, că nu știm, că nu avem avocați lângă noi, că nu avem nimic la. Apropo de ce spuneai data trecută în faculta... că în fa... ce lipsește facultății, uite eu cred că în cadrul atc ului lipsește un profesor sau nu știu, doi trei oameni de marketing. Te învață actorie, că nu ai secțiune de film, că nu ai secțiune de film, da, că nu faci. Te învață teatru, ieși la castingul de film, nu știi să dai casting de film, dar pe lângă asta nu ai marketing, că tu ești actor și aștepți, luați-mă. Cine să te ia, tată? Că nu te ia nimeni. Vinde-te. cum să mă vând? Păi luați voi niște oameni de marketing. La voi. De PR. Atrageți niște pr să semneze oamenii sau să îi învețe, să, le țină niște, să ne țină de fapt, că nici eu nu știu marketing, că dacă știam poate nu mai eram aici. Înțelegi? Să ne învețe cum să te vinzi, ce să faci, ce să... Ok, profităm și de online. Foarte mulți nu vor să se ducă în zona de online, că ei nu știu cum. Bro, să merge. Merge, că ne adaptăm. Suntem 2021, ne adaptăm și în online. Mergem. Chestia e că foarte mulți nu vor, foarte mulți, sau nu vrem să mă includ și pe mine, sau se lasă foarte mult influențați. Însă, mi-aș dori foarte mult asta cu, cu fundraising-ul. Este păcat. Ok, nu în România. Eu mă uit mereu pe Kickstarter și iertați-mă că mă repet și pe Indiegogo. Mă și se strâng, se strâng bani acolo, chiar se strâng bani de proiecte de teatru, de proiecte de film, de scurtmetraje, de lungmetraje, că filmezi, că pui, habar n-am. Asta cu fondurile europene, fondurile norvegiene este foarte binevenită și poate așa actorii și numai actorii, v-am spus artiștii, auzind uh, ideile voastre și faptul că o să aveți niște avocați sau aveți niște oameni care se vor ocupa de aceste fonduri, vor veni și vor avea încredere. Așa, da, e foarte bună ideea, uh, domnului Mario, cod de etică, dar săracii se întreabă ce e codul de etică, mă tată. Poftim? Așa, ce e codul de etică? Nu e nimic în, într-un contract acolo ăsta, nici că nu dai bani. Adică nu, nici nu e, dar nici nu dai. Înțelegi? Poți să iei în viitor, datorită acestui cod de etică. În fine, am zis că nu o să mă inflamez ca data trecută, dar nu pot să mă abțin. Înțelegi. alegi Atât, de ce să zic? Găști care se creează, drăguțe, dar să fim sănătoși, să mergem înainte, cu oamenii care sunt, cu oamenii care vor veni și, nu știu, spor. Uh, Întreabă mă. George, mulțumim pentru provocări, idei, inițiative și știu că o să contribui apropo de găști, noi am făcut o singură dată exact cum a a fost o, hai să zicem, un drept la, la replică vis-a-vis -vis de niște chestii care sunt la în spațiu public noi nu vrem să fim o gașcă noi vrem să fim toți o mare gașcă dacă se poate și orice o să ne propunem să dezvoltăm, că e un cod de etică că e o, o virgula la o lege vrem să fim în folos oricărui artist punct, asta ne dorim niciodată nu o să intrăm în polemică cu vreun artist asta e exclus vehement um, ai avut foarte multe idei bune și uite, păcat, de, păcat că suntem în pandemia asta, că dacă ne-am putea vedea mai dinamic, am duce lucrurile foarte repede mai departe. Dar o să vreau să te liniștesc, că și tu te-ai inflamat și noi ne inflamăm mereu. O să te liniștesc că avem și un avocat în sală, care o să ne explice niște lucruri, zic eu, benefice. Și mai avem și alți avocați care pro bono ne-au sărit în sprijin, lucru care ne bucură. Clar ne trebuie marketing, clar ne trebuie. Dar ce propunem, apropo și de marketing, avem în sale impresari care știu să facă ce ai zis tu, poate ne explică un pic cum funcționează. Și clar ne trebuie informare. Nu, ne trebuie informare. Muze este un ONG, nu este un business, nu o să devenim nici agenție de publicitate, nici de PR, nici alte lucruri, dar o să încercăm să facem informare pentru toată lumea. Adică acum suntem actorii la masă, da? dar mâine poate vin și impresarii alături de noi, și producătorii, să avem un dialog și să avem niște norme în piață pe care să le înțelegem toți, să ne fie benefice. Um, mă uit așa către avocatul din sală, să văd dacă e pregătit să ia cuvântul. George, îți mulțumim. mulțumesc! Vreau să adaug ceva. Noi, prima întâlnire a Asociației Muzei a fost, că zici, spuneai tu, George, despre actori, că vorbim despre actori. Nu, prima întâlnire a Asociației Muzei a fost cu dansatori. Deci Asociația Muzei este o asociație pentru teatru, film, muzică și dans. S-a nimerit acum contextul ăsta cu actorii, așa că nu n-am uitat pe nimeni. Să lucrăm la a crea norme pentru toată industria artistică. Roxana Pistole. Bună tuturor! Numele meu este Roxana Pistolea și eu sunt avocatul din sală. Mă bucur că am oportunitatea de a fi aici alături de voi și să-mi declar susținerea față de demersul muze care luptă pentru protecția, drepturile și recunoașterea statutului de artist român. De asemenea, aș vrea să le mulțumesc prietenilor mei, Elena și Răzvan, pentru invitația pe care mi-au lansat-o. Picasso spunea că arta șterge praful cotidianului de pe suflet și cu toți avem nevoie de artă ca să ne înfrumusețeze viețile. Și atunci cred că este datoria noastră a tuturor să avem grijă de oamenii care ne oferă acest dar, și anume artiștii. Mai presus de asta, când am intrat în profesia de avocat, am depus un jurământ că voi respecta și apăra drepturile și libertățile omului. Ei bine, astăzi mă aflu aici alături de voi pentru că îmi doresc să apăr drepturile artiștilor. Astfel cum bine a sesizat Mario, este nevoie de un cod etic al actorului, care să le impună artiștilor respectarea anumitor standarde, să le impună sună dur, însă, de fapt, acest cod vine în sprijinul artiștilor. Codul de etică este menit să descrie ansamblul de valori, principii și norme etice necesare pentru respectarea demnității, integrității, precum și pentru asigurarea unor raporturi echitabile, atât între actori, cât și în raporturile cu entitățile cu care aceștia colaborează. Aspectul estetic al actoriei este strâns legat de cel etic. Care ar trebui să fie conduită actorului, astfel încât acesta, pe de o parte, să aibă dreptul și posibilitatea de a crea artă cu adevărat profesionistă, potrivit necesităților socioculturale și, pe de altă parte, să se bucure de respectarea drepturilor sale. În viziunea mea, codul de etică ar trebui să urmărească detalierea unor principii esențiale, iar o structură posibilă ar fi următoarea. Trei categorii de principii. Principii ce țin de conduita actorului în raport cu entitatea cu care colaborează, principii care țin de conduita actorului în raport cu colegii săi și principii ce țin de conduita actorului în raport cu publicul căruia este destinat spectacolul. În ceea ce privește prima categorie de principii în raport cu entitatea cu care colaborează. Cel mai important aspect ține de onorariile actorilor. În avocatură există onorarii minimale, stabilite pentru fiecare activitate juridică, care funcționează ca repere importante în activitatea avocatului. În lipsa acestor onorarii minimale, s-ar crea o piață interprofesională neconcurențială, care nu ar face cinste profesiei. Și pentru actori putem crea un ghid de bune practici, care să vină în sprijinul acestora, prin crearea unui cadru de referință, în care să, pot, să poată fi stabilite și negociate honorarile. De asemenea, se poate statua să existe condiții decente de exercitare a profesiei de actor. Cu titlu de exemplu, cum spunea Cosmin Dominte în ediția precedentă, recuzita și toate materialele necesare să fie puse la dispoziția actorului de entitatea cu care acesta colaborează. De asemenea, înainte de semnarea unui contract care conține clauze potențial problematice, actorul să ceară un interval de timp pentru studierea și negocierea contractului. Dacă majoritatea actorilor ar proceda astfel, s-ar cristaliza o nouă cutumă privind negocierea contractelor și nu s-ar mai ajunge la abuzuri. Poate, de asemenea, s-ar putea crea un soi de blacklist al agențiilor care fac astfel de abuzuri. În ceea ce privește principiile ce țin de conduita actorilor în raport cu colegii actori, Aici pot fi incluse principii ce țin de punctualitatea la repetiții, dar și privind confraternitatea actorilor și respectul reciproc datorat. Ultima categorie, principii ce țin de conduit actorului în raport cu publicul căruia este destinat spectacolul, ar putea include principii precum responsabilitatea actorului de a susține spectacolul așa cum a fost repetat și de a face tot posibilul să aibă o prestație cât mai bună, indiferent de numărul spectatorilor, fie și pentru un singur spectator. Bineînțeles, toate acestea sunt doar propuneri, cu titlu exemplificativ. În final, aș dori să închei tot cu un citat, de data aceasta al renumitului Constantin Stanislavski, care spunea că ordinea, disciplina, etica și toate celelalte ne sunt necesare nu numai pentru organizarea generală a activității, ci mai cu seamă pentru scopurile artistice ale artei și creației noastre. Eu mă bucur să fac parte din grupul de lucru care va ajuta la elaborarea acestui cod de etică și vă mulțumesc pentru atenție. Aș vrea să vin un pic în completarea ta. Uh, apropo de ce spunea și Răzvan mai devreme, uh, faptul că au fost anumite păreri are insinua faptul că se restrâng anumite drepturi pe care le au persoanele respective. Până la urmă, și tu știi uh, cel mai bine, până la urmă totul se reduce la un principiu pe care îl cunoaște, îl cunoaște majoritatea lumii, și anume: Drepturile noastre se termină acolo unde, unde începe libertatea altuia. Ceea ce vreau să zic în legătură cu și cu ceea ce am discutat în conferința trecută, legat de sindicat. Am stabilit faptul că la acest sector de activitate nu se poate constitui un sindicat. Nu înțeleg și nu văd de ce ar fi o problemă instituirea unui astfel cod de etică, întrucât la nivelul angajatorilor există un regulament intern, care, acel regulament intern, prevede efectiv toate aceste lucruri care pot fi instituite într-un cod de etică, dar, cum spuneam, neexistând un angajator, neexistând sindicate la acest nivel de activitate, singur, singura modalitate prin care se poate implementa așa ceva este un cod de etică. Mulțumim, Irina, și mulțumim, Roxana, că ne-ai venit în sprijin, că ești alături de noi. Am văzut că te-ai și înscris pe, codul, pe grupul de lucru, codul de etică. Te invităm să lucrezi cu noi și pe lege 8, dacă vrei. O să avem un weekend foarte prelungit. <laughs> Până... Perfect, înseamnă că avem de lucru. Uh, tu vorbești o limbă pe care uh, artistul nu vrea să o vorbească, nu că n-ar înțelege, nu, nu e limba lui, nici tu nu mai vrei să vorbești, da? deci înțelegem cu toții de ce fugim de limba asta, de, de plasticitatea uh, limbajului juridic, dar este foarte necesar și pentru asta chiar îți mulțumim. Uh, nu vreau să mă lungesc, cineva din sala dorește să ia cuvântul? Vă rog, suntem aici trebuie să veniți aici la pupitru ca să se audă pe Zoom. Mulțumim! Sunt din presă, de la Jurnalul Bucureștiului, și aș vrea să vă întreb cum se conectează inițiativa voastră cu um, o inițiativă de câțiva ani deja, care se numește, se numește Statutul Artistului. Este o propunere a unui senator USR, Vlad Alexandrescu îl cheamă. Nu se poate să reciclați ceva din munca lui Vlad și să capitalizați, să-i mai dați un băbânac și să faceți ceea ce vă propuneți? Mulțumim de Leapșă. Ba da, firește, știm despre această inițiativă. Vlad Alexandruscu, a fost și ministru al culturii și a citit niște memorii pe care le-au trimis inclusiv oameni din grupul nostru de lucru. Și chiar s-a cristalizat recent un nou grup de lucru vis-a-vis -vis de statutul artistului, unde se pun în același coș, ca să zic așa, toate ideile. Fiindcă și noi aveam un, un lucru, un proiect se numește statutul artistului român, să fim serioși, cam același lucru. Doar că trebuie să înțelegem că statutul artistului reprezintă mai mult decât uh, o simplă, să zicem, pagină de norme sau uh, direcții, ci reprezintă un ansamblu, un ansamblu de legi, de norme. Când vorbim de statutul artistului, vorbim de a lucra cu mai multe ministere, Ministerul Culturii, Minant, uh, Finanțelor, Muncii, trebuie să vorbim de contribuții sociale, de clasificarea ocupațiilor din România, deci trebuie să atacăm în foarte multe direcții. În acest grup de lucru știu că sunt și. și Uh, nu știu dacă este chiar domnul Vlad Alexandrescu sau doar sunt niște colegi de-ai dânsului, el dar știu de obicei, că... Îmi cer scuze, el de obicei invită un număr de oameni care să lucreze pentru el. El nu prea pune osul, el inițiază asemenea grupuri de lucru. Sunt foarte cu voi, de ce? Am făcut parte din primul grup de lucru al lui, acum aproape 10 ani, și văd că nu s-a întâmplat nimic. Însă voi aveți o energie nouă și o determinare și un fel de disperare, permiteți-mi să spun așa, care vă poate ajuta. Adică puteți duce la un bun sfârșit ceva ce el n-a fost în stare de 10 ani deja. Da? Nu știe să finalizeze. Eu cred că voi știți să finalizați. Reciclați tot ce se poate din ce au produs ei în nenumărate grupuri de lucruri care s-au circulat și care n-au dus la nimic și faceți să se întâmple. Cu siguranță, nu cunoaștem ce s-a întâmplat în acel grup de lucru. Mulțumim sincer pentru încredere și sper să nu dezamăgim, dar cu siguranță vom conlucra cu ei pentru că scopul este același, adică să controlăm statutul artistului. Dacă ei 10 ani au conturat niște direcții, cu siguranță avem ce face cu ele cu toții. Uh, am văzut o mai scris cineva în grupul de pe, în, în, Zoom, în conferință. Este și una din acest grup de lucru și poate ne explică mai clar care e direcția lor și cum putem conlucra. O să-l sun și eu mâine pe Vlad și îl întreb ce poate să vă predea din arhiva diferitelor grupuri de lucru. Mulțumim, nu poate fi decât benefic. Aș vrea să precizez un pic, nu știu dacă Statutul actorului despre care tocmai am vorbit este o inițiativă legislativă sau este tot ceva care să reglementeze informal anumite lucruri. Eu, când am vorbit despre statutul actorului, m-am gândit la ceva informal, adică niciun caz, ceva legal. De asta am și spus că asociația muze ar putea să-l facă. Ci mai degrabă un cod la care sau cu, la, un cod la care cei. Care simt că rezonează, să vină și să adere. Și nu neapărat, în niciun caz, nu m-am gândit la ceva legislativ. Și aș vrea să fac această distinție, pentru că e important în economia discuției să se înțeleagă că nu mi-am dorit, sau când am scos asta pe gură, nu m-am gândit la ceva care să constrângă în vreun fel actorii, ci din potrivă, la ceva care să reglementeze informal, dar care să stabilizeze în timp, pentru că eu am convingerea asta că în timp, dacă ar exista un cod etic pe care din ce în ce mai mulți actori să îl agreze și cu care să rezoneze, în timp piața se va regla și se va stabiliza, pentru că dacă se formează o masă suficientă de actori, nu e nevoie neapărat de o lege. Dacă se formează o masă suficientă de actori care să poată pune o presiune constructivă pe industrie, e o chestiune de timp până când lucrurile se vor reglementa. Um, Mario, tu ai deschis o cutia Pandorei. Faptul că ai vorbit despre cod de etică, evident că a deschis foarte multe minți către toate inițiativele care au fost lansate în piață. Iar statutul artistului ar trebui să inițiativă care merge în paralel, tocmai că e cea care, care abordează calea legislativă, pe când codul de etică este într-adevăr informal, e ca un protocol intern. Dar ele merg foarte bine mână-mână, pentru că elaborând un cod de etică știi mai clar ce îți dorești și de la statutul artistului, dar prioritar statutul artistului din, din ce ne-am propus noi efectiv cei de la muze, ar trebui să salveze un pic discuția cu contribuțiile sociale, cu pensia, cu șomajul, cu statutul de artist, cu vechime. Foarte, foarte succint. Un artist nu lucrează pe contract de muncă. El nu își poate dovedi vechimea la un moment dat dacă vrea să iasă la pensie. Oricâte contracte ar aduce. Deci sunt niște probleme chiar de, de esență, de bază. Dacă rezolvăm din ele, după aia putem vorbi și de lucruri mult mai simpatice, urmând modelul Equity, cum a zis Mike că urmând modelul SAG și al altor asociații de afară care au o abordare culmea mai sindicalistă pe care noi nu o putem avea pentru că nu avem același cadru legislativ. Noi nu putem, apropo de discuția care a început Elena, că era un pic mai tensionată, noi nu putem în niciun caz să impunem mâine un preț minim, chiar să-l impunem. Nu avem voie pentru că o să ne sune cea de la Consiliul Concurenței. Am și fost atenționați în acest sens, doar că inițiativa noastră nu a fost asta. Dar mare grijă celor care doresc să dezbată asta public, să nu mergem sub 300 de lei undeva. Din păcate, ar putea fi o problemă de Consiliul Concurenței. Noi nu avem cadrul legislativ pentru a face acum ce face Seag în state, care zice clar, nu mergem sub 300 de lei și nu se merge. Nu suntem acolo. Mai avem, din păcate, niște ani până acolo. Dar ușor, ușor construim. Alex? Sigur. Așa, bună seara, îmi pare bine să vă văd pe toți și mă bucur că am avut ocazia să-mi întâlnesc mulți prieteni pe care am întâlnit de-a lungul timpului. Mă numesc Alex Floroiu, pentru cei care nu mă cunosc, sunt actor, sunt de curând și impresar, probabil că și la mine te refereai. Sunt și director general și președinte la Braz la Actorilor, respectiv director la Braz la Actorilor SRL și președinte la Asociația Braz la Actorilor. Și motorul sau triggerul care m-a adus pe mine seara aceasta aici este fix ce a spus Mario legat de codul de etică al actorului și având braț la actorul, am zis opa asta e ca aici de mine. A scos păsărica, m-am simțit și am venit. Sunt de acord cu acest cod de etică și pentru mine înseamnă următorul lucru. Înseamnă chiar tocmai ce chiar înseamnă hai că acum am mi s-au pierdut gândurile le luăm încet ne legăm fix de discuția de diferența dintre actorul profesionist și cel amator. Numai că direcția este greșită, dar mi se pare că tocmai acest cod de etică ar putea reglementa un pic sau un pic mai mult această diferență. În momentul în care îți înțelegi profesia și cunoști regulile pe care trebuie să le îndeplinești ca actor profesionist, pe platou, la repetiții sau în orice context, chiar și atunci când ești în public, înseamnă că tu ești un actor profesionist pentru că îți cunoști industria din care faci parte. Actorul nu este un artist boem care, știu eu, repetă la o țigară și o bârfă. Actorul trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru a fi actor profesionist. Prin urmare, eu vreau să mă raliez la acest cod de etică, vreau să mă implic, vreau să sugerez lucruri și implicit prin Asociația Braz la Actorilor să nu știu, să mă raliez și eu cu asociația, nu doar ca artist, la acest cod de etică. Pentru că, exact cum spune George, este actorul de pe băncile facultății, se uită stânga-dreapta și nu știe încotro să o apuce. Consider că acest cod de etică l-ar ajuta tocmai în acest sens. Nu este, nu știu, exact cum spunem, o propunere legislativă de schimbare a lucrurilor, dar exact așa cum anumite companii sau instituții publice au un regulament de ordine interioară, sau chiar și un cod de etică, sunt la instituțiile publice, a funcționarilor, oamenii aceia știu să se ghideze, știu să lucreze eficient și proactiv și să se înțeleagă, fără ego, fără nimic. Așa și actorul ar trebui să cunoască aceste lucruri. Și dacă, um, dacă el s-ar considera, poate nu din prima, dar din a doua, o afacere, uneori nu știu, unii se supără, alții nu, dar actorul este și o afacere sau artistul. Adică el este un business. Are oportunități, are vulnerabilități, are puncte tari, puncte forte sau puncte, puncte slabe. poți se face un media planning, adică soluții de um, exploatarea serviciilor lor artistice. Dacă o privește așa, și actorul reușește să se detașeze, exact aici ar fi um, diferența între ego-ul artistului, dacă s-ar detașa de acest ego și ar înțelege că între el și public pune businessul, actorul, imaginea artistului, atunci eu cred că ar crește nivelul de profesionalism în ceea ce îl privește. Alte lucruri mai sunt aici, am mai notat. Așa. Câte încerc să, vorbesc, dar să, și să mă relaxez, că n-am mai ieșit de mult la public. Cam de jumătate de an, nouă luni, nu mai știu. Ar trebui reglementat cumva și în cazul statutului artistului român, cumva reglat standardele, reglate standardele ocupaționale pentru fiecare meserie. Mi se pare că încă nu este destul de clar ce înseamnă actor, ce înseamnă scenograf, ce înseamnă dansator, coregraf și așa mai departe, pentru că așa cum vine un actor și spune, păi eu am crezut că am interpretat artistic, că sunt actor și de fapt am făcut, știu eu, lip sync sau alte lucruri pe care de abia le descoperi, mi se pare că sau pantomimă sau jonglerie, sau, pentru că mă pricep la foarte multe lucruri de genul acesta, doar că eu știu ce înseamnă că astăzi sunt jongliori, mâine sunt actori, păi mâine sunt cataligari sau clop, indiferent. Dar cumva sunt artist. Și mi se pare că dacă nu reglăm aceste standarde, ce face actorul exact? Ce înseamnă? Ce face actorul? Interpretează o operă artistică. În ce fel o interpretează? Pantomimul, la fel. Ce face pantomimul? Ce face scenaristul? Scrie și așa mai departe. Dacă nu le reglăm și le trecem cât mai multe activități și responsabilități și aptitudini și așa mai departe, cred că atunci am am ști pentru ceea ce suntem plătiți. Mai am câteva. Mai avem pentru legea 8 lucrul acesta, aspectul legat de remunerația echitabilă. Cumva mi se leagă. Pentru că remunerația aceasta echitabilă pentru unii înseamnă ceva, pentru alții altceva. Exact în sensul acesta. Cum poți tu ști că ești remunerat echitabil dacă nu am ajuns la un consens pentru ceea ce sunt plătit? și mi se pare am căutat pentru că sunt curios nu găsesc nicio cifră adică un procent, o cifră, un x o ceva, există așa o... aș vrea eu să intervin un pic și da. să spun din păcate ce se înțelege acum prin remunerație echitabilă Toma, pentru că nu există nicăieri niciun nici minim, niciun standard pentru acesta acum, în momentul de față se consideră remunerație echitabilă Efectiv, cum se practică în piață. Ceea ce este foarte trist, pentru că tocmai despre asta discutam, despre nivelul foarte mic și sumele foarte mici pe care le primesc uh, artiștii, actorii uh, în contractele cu agențiile, cu producătorii. Și atunci, cauzanță, uh, aceste remunerații s-au stabilit a fi echitabile în anumite procese. Exact. <laughs> Păi tocmai, pentru că eu consider că nu sunt remunerat echitabil, producătorul sau organizatorul așa consideră și atunci intrăm în proces. Dacă am face acest ghid și ușor, ușor, sunt de acord, adică mie mi se pare acest cod de etică un regulament de ordine interioară, la care să se substituie asociațiile, adică pe lângă voi să vin și eu, și membrii care empatizează, în primul rând, artiștii care empatizează cu un astfel de cod, care consideră că le reprezintă profesionalismul, ar putea adera la acest cod. Dacă cu timpul se promovează și oamenii empatizează cu el, nu sunt neapărat obligați să adere în asociație ca să se realieze la acest cod, dar pot înțelege mecanismele de funcționare a, nu știu eu, domeniului cultural-artistic sau industriei creative și așa mai departe. Sunt multe, dar cred că e suficient pentru această seară. Aștept să ne apucăm de lucru. Eu sunt genul care scrie, care pune ideile, le prea, de, le prea de peste tot și le pune. Doar că de data aceasta vreau să contribui și cu idei. Mulțumesc! Scria cineva pe Zoom că a intrat știind că vom discuta despre legea 8. Tot ce am vorbit în seara asta poate fi susținut și prin legea 8. Și continuăm de aici. Uh, just, ba, chiar lansez o provocare. Apropo de tot ce ai numerat, Alex, sunt, uh, sunt lucruri foarte necesare. În primul rând, e, e esențial să definim cine e artist, în ce condiții. E foarte greu apoi să, să și defalcăm uh, actorul, uh, chiar și de dansator, așa cum este scris acum legea 8. Pentru că e un singur articol care tratează foarte generic artiștii, este articolul 95 din legea 8. Vă invit să-l căutați și vă, vă mărturisesc că nu suntem în situația de a căuta o formulă magică pentru acest articol ca să-l propunem spre dezbatere celor care, care discută acum legea o mai departe, adică celor care o implementează, evident. Aici poate ne ajutați și vă rog chiar și pe grupul Cod de Etică Actor Români, Haideți să creăm un topic și pentru legea 8 și nu vă fie, vă rog, jenă sau frică că sunteți, nu știu, artiști și poate nu știți limbajul juridic. Efectiv, nu contează, avem avocați alături de noi și ne vor ajuta să vedem ce poate fi aplicat și ce nu. Așadar, lansez acest concurs. Haideți să găsim formula magică pentru articolul 95 din legea 8, prin care să definim cât mai clar, să acoperim cât mai clar, cât mai mulți din colegii noștri. Vis-a-vis uh, -vis de uh, problema, cu remunerație echitabilă, da, și el e un termen foarte vag. Aici avem o propunere, o să scriem pe grup pentru că o să, o să sperim foarte multă lume dacă o zic acum pe gură, dar cred că aici am găsit formula magică. Rămâne de văzut câtă susținere să aibă. Noi oricum o să avem un draft vis-a-vis -vis de tot ce propunem mai departe și o să mai punem o dată în dezbatere și noi ca să fie totul clar, că, ca să fie clar că e totul perfectibil. Um, George, Andrei, cine urmează? Andrei, ok, te rugăm. Bună seara! Mă numesc Andrei Gurlui, sunt actor. Am făcut facultatea în Marea Britanie, am locuit acolo șapte ani, trei ani de facultate, patru ani de experiență. Uh, sunt membru Equity, sindicatul actorilor și artiștilor uh, din Artele Spectacolului din Marea Britanie și aș vrea să vorbesc un pic despre ce înseamnă asta, uh, ce oferă ei, uh, ca să avem un, un punct de, de referință. Nu înseamnă că trebuie să copiem noi exact ce se întâmplă acolo, pentru că e și greu să comparăm industriile dintr-o țară în care se vorbește engleză și care face... Uh, lucruri pentru tot globul. Dar o să vă citesc de aici. Equity este Uniunea, și sindicatul, Uniunea sau Sindicatul Interpreților și Practicanților din zona creativă, din artele spectacolului. Are 47.000 de membri, este independentă, apolitică, recunoscută de angajatorii și organizațiile din industrie. În cadrul ei pot intra actori, cântăreți, dansatori, scenografi, regizori, stage manageri sau la noi ar fi regizori scenici sau tehnici, popușari, comedianți, artiști de voice-over sau dublaj și interpreți de varietate, circ, cabaret, uh, uh, burlesc. Această, acest sindicat aduce împreună profesioniști din, uh, din divertisment și din arte și se asigură că cerințele lor le sunt ascultate. Remunerație decentă, reguli mai bune de sănătate și siguranță pe platou sau la locul de muncă. Mai multe oportunități pentru toți, indiferent de gen, etnie, sexualitate, dizabilitate sau clasă. Ce beneficii au membrii? Membrii Equity beneficiază de asigurare în caz de accidente la locul de muncă, dar și în afara sa. Trebuie să plătești un pic mai mult pentru că e cu cotizație, dacă vrei să fii asigurat și în afara locului de muncă. În caz că nu mai poți să muncești, primești remunerație. Beneficiază de, de contracte și acorduri trasate de, această, de acest sindicat, de Equity. Acestea au devenit standardul de bună practică al industriei, și cine nu, nu se supune acestor standarde este văzut cu, cu ochii răi și este cumva pus pe un blacklist. Um, există o schemă de pensie, singura la care contribuie angajatorii din teatru, TV și radio. Se fac campanii de lobby naționale și internaționale pe o gamă largă de teme. Se asigură respectarea contractelor și distribuirea redevențelor cuvenite. Poți să beneficiezi de sfaturi și ajutor pentru membrii și impresarii lor legate de contracte și condiții de muncă. Ai parte de sprijin juridic în dispute legate de angajamente profesionale, incluzând contracte și drepturi în caz de accidente. În caz că se ajunge la judecată, sindicatul plătește totul, iar suma câștigată îi revine membrului. Ai parte de asistență medicală. Sfaturi și consultații gratis sunt parteneriat cu Asociația Britanică de Medicină pentru Artele Spectacolului. De asemenea, se poate primi sprijin și în legătură cu sănătatea mentală a artiștilor. Ai sprijin în caz de nelămuriri legate de plata impozitelor sau de acces la ajutor social sau stimul financiar. Există resurse, workshop-uri, discounturi, ai un profil online, ai un nume rezervat, pe care nu, nu mai poate lua altcineva dacă se întâmplă să fie actori cu același nume. Poți să accesezi și joburi și există o rețea de profesioniști ce se pot ajuta și sfătui. Există de asemenea și un fond de urgență. S-a dispus de acest fond acum în urma crizei, cine a avut probleme cu chiria, cu locul de muncă, dacă a fost dat afară a putut să, să beneficieze de fonduri din acest, de bani din acest fond. Vreau să vă spun cum sunt categorisite contractele și, și acordurile. Pe site-ul Equity ai acolo categorii TV, film, radio și audio, teatru și varietate. Și în cadrul acestora, cei care, care intră acolo sunt artiști, nu se spune actor, am observat că, în loc de actori, e artist, pe urmă ai voiceover, cascador sau coordonator de cascadorii, cântăreți și figurație. Când vine vorba de cântăreți, aceștia sunt cei care participă la un spectacol, nu, nu intră și zona de muzică, de, de concerte. Și apoi mai sunt câteva categorii sub acestea, depinde de, de locul în care apare filmul sau de, de spectacol, de exemplu, există acorduri diferite pentru Londra, West End sau Teatru Independent, Regional, Comercial sau de repertoriu și de asemenea și pentru diferite televiziuni sau acorduri comerciale, reclame. Ok, sper că am citit asta ca să știe toată lumea ce se întâmplă și în alte țări. Um. Pentru că, evident, vom discuta și în cadrul grupului de lucru despre, despre exemple din alte țări. Invit orice coleg care a lucrat și în țări mai apropiate de noi, pentru că, cum am mai spus, comparația cu Marea Britanie și America e, e dificil de făcut și în ceea ce privește banii și în ceea ce privește dimensiunea industriei. Dar în Germania, Ungaria, Spania, Italia, de ce nu? De ce nu ar putea, am putea avea norme ca acolo sau să ne inspirăm de acolo ca să putem deveni și noi. O țară care produce uh, divertis, divertisment de calitate, cum am mai produs, uh, să avem o televiziune națională care face lucruri de rang internațional, uh, și să fim urmăriți. Dacă se uite lumea la, la Casa de Papel, de ce să nu se uite și la un serial românesc? Că uh, e pe cum? Că nu e pe Netflix? Facut Netflix, da. Da, o să TVL. invit și Netflix să facă seriale românești. Da, dacă vrei să mă întreb ceva, Răzvan Te-aș întreba multe. ai făcut un rezumat foarte necesar E ca o bază de discuție Practic, ce, ce aș traduce din ce ai zis, în puține uh, idei Este că ne dorim o normalitate Este că ne dorim ceva ce deja se întâmplă în alte țări Și, din păcate, este că suntem un pic în urmă Dar haideți să accelerăm lucrurile se pot schimba ciudat de rapid. Noi suntem foarte speriați, noi ca breaslă, de inerția care s-a creat. Inerția unui lucru stagnant, de fapt. Da? Și acum parcă e așa un mare bloc de, de, piatră pe care trebuie să-l miști din loc. Blocul ăla de piatră nu e atât de greu. Pur și simplu. Multă lume și-a propus să facă lucrurile astea, dar din habar n ce motive nu s-au făcut prea mulți pași înainte. Dar nu e atât de greu. Singura și singura chestie care trebuie ca să neasă lucrurile astea, este să fim uniți. De aceea mă bucur din suflet că pe inițiativele acestea vor să construiască din ce în ce mai multe asociații, pentru că despre asta e vorba. Încurajăm să vină cât mai multe asociații altor de noi. M-am bucurat foarte mult că am identificat obiective similare cu asociații care nu sunt neapărat de artiști și au zis ok, hai să conlucrăm. Deci lucrurile stau de simple. Trebuie să ne unim. Și evident mai multe minți la un loc vor crea ceva mai bun. Alte întrebări nu se spune că și noi studenți și, și equity și da, da, da. statute de prin Germania și din alte locuri. Ne inspirăm, nu vrem să reinventăm roata că nu despre asta e vorba. Și mai departe cred că putem vorbi pe codul de etică, pe grup, foarte da. multe. Da. mulțumim, Andrei. Și, și aș vrea să mai, să mai spun ceva. Să, să invit directorii de casting, agențiile de casting, regizori, ei trebuie să fie implicați în aceste discuții. În, în toate, în tot ce înseamnă remunerație, cod de etică, trebuie să știm cum, cum vreți să lucrăm noi cu voi, cât credeți că ar trebui să ne plătiți, cât credem noi, care, care e faza, pentru că e întuneric în, în acest moment. Te-aș întreba. Da. Te întreba eu ceva, care sunt criteriile de legibilitate? Să intri în equity, uh, cred că este foarte important să știm că există tot felul de. Ex, cred că un uh, topic hot <laughs> este că, domne, nu există diplomă. Domne, ce fac? Dacă nu ai diplomă, nu ești artist. Dar ai câștigat da, da. premii. La CAN și GOPO și whatever, nu. dar nu, nu poți să fii, nu, nu ești considerat artist. Criterii Care sunt e, criteriile? Nu e doar diploma, a fost, nu știu, cred că până acum 20-30 de ani, era vorba de să-ți iei cardul Equity ca să fii considerat actor. Și uh, puteai să-ți iei cardul Equity doar cu o diplomă de la o școală de actorie, drama, school, dar nu mai e așa. Cine e profesionist, cine a dovedit că a, a muncit în, în Breslă? Poate a făcut un curs, poate a făcut în altă țară, poate, nu știu, a intrat cumva și, ca Johnny Depp, ca Nicolas Cage, ei n-au făcut facultatea, parcă. Știți, sau mulți pu alții, mulți alții. Scuze, ți-aș pune o întrebare, așa, în susținerea ideii. Am vreo șansă să iau un casting dacă n-am făcut o școală de actorie? Bineînțeles. Și atunci, cam despre asta, evident, și mie se pare ciudat și sper că nu e o dorință colectivă asta, să nu zic vreo prostie, dar mi s-ar părea ciudat... Să am nevoie de un atestat ca să obțin o diplomă, ca să obțin un card, ca apoi să obțin un contract. Câtă vreme, realmente, pragmatic, pot să mă duc să obțin direct contractul. Deci nu cred că ar trebui să îngreunăm parcursul artistului în a, se, în a intra în piața de muncă. Cred că trebuie să-l ușurăm. Da. Am întrebat asta pentru că și în state e la fel. În SEAC, dacă vrei să intri, trebuie să demonstrezi că ai activat în domeniul artistic. Sau că ai făcut Sau... bani din asta. Exact. Eu o, o cot acolo, nu mai știu. Deci nu invers. Da, sunt foarte multe discuții pe tot felul, între actori despre topicul acesta. Important de menționat că se cotizează. Eu sunt membru plătitor al Equity pentru că ai toate aceste beneficii, și cu ajutorul lor, contractul. Ei, ei mereu cresc sumele, de la an la an fac lobby să se crească în concordanță cu inflația și cu economia. Cât este o cotizație de membru? De la 130 de lire parcă începe. Și depinde și de cât câștigi. Dacă tu faci 200.000 de lire pe an, joci într-un serial, plătești mai mult. Cred că ajunge la, nu știu, 2000. Da, 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 da e procentual. Da, da. O să ne rezumăm la neinspirat din restul de idei de? pe care le-ai propus, <laughs> nu și din cotizație. Da, da, da. Suntem la nivel la care încercăm să aducem bani către artiști momentan și vedem după ce trece pandemia, dacă avem acțiuni pe care le putem finanța, cu siguranță că va fi o plăcere. Dar până atunci e foarte complicat. Da. Um, mulțumim, Andrei, mulțumim și eu. rămânem în strânsă legătură. Sigur. Vreau eu să mă concentrez un pic pe partea de inspirat. M-am concentrat. Um, apropo de faptul că ne inspirăm din, din, diverse, din diverse țări și că până ajungem la nivelul. Um, Mari Britanii sau Statelor Unite. Practic, în momentul de față, se încearcă o omogenizare la nivel global a tot ceea ce înseamnă legislația pe parte de drepturi de autor, ceea ce mi se pare absolut perfect normal. Pentru că nu mai vorbim despre exploatarea drepturilor la nivel intern. Acum exploatarea drepturilor se întâmplă la nivel internațional. Este cât se poate de normal ca legislația să fie unitară și atunci nu avem de ce să ne, uh, să ne punem problema de ce să ne inspirăm de acolo, pentru că noi mai avem mult până ajungem acolo. Dacă deja uitați și prin toate directivele europene care, uh, care trebuie transpuse, dacă uh, cineva are răbdare să ia la rând să citească legislația pe parte de drepturi de autor din diverse state uh, ale Uniunii Europene și nu numai, uh, chiar și din Canada, uh, o să găsiți foarte multe similarități. Adică nu avem de ce să ne mai punem problema de a prelua anumite lucruri, întrucât toate aceste lucruri, la un moment dat, în timp, o să ajungă ceva unitar la nivel global. Toate țările o să aibă un statut al artistului, toate țările o să aibă aceleași reglementări cu privire la, mă rog, la remunerații în funcție de piața internă. Mă refer la cadrul de desfășurare a activității. Am vrut să îți mulțumesc frumos, Andrei, pentru că, dincolo de faptul că ai vorbit foarte profi și foarte uh, concret, uh, ai punctat foarte bine și aș vrea să nu alunece în mai multele informații pe care ni le-ai dat, ai punctat foarte bine un lucru pe care și eu l-am punctat și vreau să mă leg de el exact ca să arăt că acest cod etic nu a fost singura parte a soluției pe care am sugerat o data trecută. Ai spus că agențiile de casting și agențiile de advertising ar trebui să stea la masă în această negociere ca uh, negocierea să plece împreună. Ce vreți voi să facem, cum vreți voi să fim noi, ce putem noi să facem, să vă ajutăm pe voi mai mult, că și voi puteți să faceți asta ca să fim noi mai fericiți. Cum putem împreună să fim mai fericiți? Iar ceea ce ai spus tu de fapt este ce am zis și eu, că ar trebui să existe o campanie, am zis o campanie de comunicare sau de informare, dar este practic același lucru să ne așezăm cu toții la masă. Adică în momentul de asta am spus că nu există. Eu așa am și început, că nu există o soluție magică. Pentru că dacă ar exista o soluție magică, cineva s-ar găsi un magician. Nu știu că e Robert Tudor sau că este altcineva, dar s-ar găsi un magician să o facă. Nu există o soluție magică. E, trebuie muncă, trebuie foarte multă muncă, asta este părerea mea, și de asta am dat soluția din trei părți, cu modificarea legii 8, care este importantă și la care o să ajungem, cu campania, cum ai zis, tu, de a comunica, de a te așeza la masă să ai un dialog, campania de dialog, eu am zis campanie de informare, și statutul actorului. Dar a fost fix pe aceeași linie cu mine. Mulțumesc. George. Bine v-am găsit, dragilor. În sfârșit am ajuns și eu la acest pupitru, mult răvnit. Vreau să pornesc o chestie. După discuția de data trecută am fost sunat de o directoare de casting, dragă mie, și mi-a spus că banii, dar o să fac o, bine, cu o paranteză pentru că e important să o spunem, banii de la, care sunt dați pentru o reclamă către actor, vin de la producție. Și cumva data trecută s-a făcut o oarecare confuzie vis-a-vis -vis de treaba asta. Deci nu casa de uh, 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 firma care face uh, castingul îți trage ție din bani, ci e posibil, nu știm, casa de producție. Uh, și eu am răspuns cu având în vedere că nu există un set de reguli, uh, nu există ceva pe uh, care să te implice. Care să, te, care să te oblige să, să faci altfel, și eu aș fi făcut la fel. Adică, mi se pare extrem de normal. Uh, un, un profesor de la SNSPA spunea că libertatea totală înseamnă puterea de a îi da ve vecinului cu băta în cap. Având în vedere că există o lege, tu nu ai libertatea totală. Ți se îngrădește libertatea. Pentru ca și vecinul tău să poată să respire și să trăiască cum trebuie. Uh, cred că. Tot ce s-a spus în seara asta este de bun augur și nu sunt, sunt de părere cu voi că nu există ceva magic. Cred că trebuie să-i să stropim pe toți colegii noștri cu, cu aceeași informație de un milion de ori. Cred că trebuie să îi luăm cu bunătate și candoare pe cei care sunt împotriva noastră vis-a-vis -vis de cum a început cum a început discuția cu cei care sunt hateri. Foarte mulți sunt hateri pentru că nu înțeleg. Unii nu au nevoia să înțeleagă pentru că ei știu mai bine. Și omul ăla te omoară pentru că el știe mai bine, știi? Adică nu mai... Nu mai participă la discuție. Eu, cre eu cred că trebuie să ne menținem exact pozitivismul și candoarea cu care tu ai început această luptă și ne-ai implicat și pe noi, adică direcția asta mediană, direcția asta de mijloc care, uh, care nu contează ce vine spre tine, dar tu în continuare îți livrezi mesajul la fel de frumos cum, uh, cum ar trebui livrat, de fapt, pentru a nu crea alte, alte probleme. Uh, mai există o, o problemuță, aș spune, uh, pe partea uh, colegilor noștri mai tineri uh, de la uh, facultățile de profil, de actorie. Uh, când eu eram în facultate, am terminat în 2012, am, uh, am observat că această heiterală față de orice există în afara facultății se perpetuează. Adică cumva se insinuează de către oamenii care îi învață pe acești tineri actori că noi facem aici artă, iar ce este în afara școlii nu are importanță că oricum nu va ajunge niciodată la nivelul pe care o facem noi. Ceea ce încerc eu să, să nu neapărat să sfătuiesc, dar să vă spun din experiență. Cu cât ești mai deschis față de orice se întâmplă în jurul tău, cu atât vei avea posibilitatea de a face mai multe lucruri. Acele lucruri, poate nu-ți vor aduce un, person, un, un film de lung metraj câștigător la nu știu ce festivaluri din prima, dar, dar faptul că te implici în mai multe lucruri și ești deschis, fie că este Instagram, fie că, nu știu, faci uri pe Instagram în care tu vorbești singur în fața telefonului, lucrurile acelea te pot ajuta pe tine îți poate aduce mai mult engagement, te pot vedea mai, mai mulți oameni. Faptul că te implici în proiecte mici, poate neplătite, toți actorii, toți colegii mei actorii care sunt și aici pot susține faptul că am lucrat cu colegii noștri de la film în proiecte în care nu am fost plătiți și am venit cu hainele de acasă. Că era o discuție data trecută. Există și... Că ne legăm acum de haine, că s-a bătut apampio pe partea asta. Da, nu trebuie să, să începem să scoatem furcile și să lovim în, în directorii de casting, în producători. Eu cred că trebuie să găsim o variantă de mijloc, pentru că, așa cum noi avem nevoie de ei, Așa cum ei au nevoie de noi, așa și noi avem nevoie de ei. Și eu cred că uh, trebuie să invităm uh, în acel grup de lucru, uh, trebuie să invităm și persoane care sunt pe partea cealaltă a baricadei. Neapărat. Pentru că. Uh, evident, nimeni nu va spune că eu ți-am făcut rău sau tu mi-ai făcut rău, dar, uh, dar faptul că noi ne vom strânge în acel loc și vom discuta problemele cu juriști și așa mai departe, eu cred că vom face pași foarte importanți pentru. Măi, de fapt este vorba de deschidere, adică este, adică este atât de simplu. Actorul român nu este respectat. Dar de ce? Pentru că el personal nu se respectă. Pentru că el merge la un casting și de foarte multe ori el nu-și învață rolul. Se întâmplă chestia asta în 2021. Mă rog, acum mai puțin că se dă mai puține castinguri. Dar... Se întâmplă chestia asta, eu am fost uluit când am auzit. Nu ai cum, ăsta este ABC-ul meseriei, nu contează că ai făcut curs, nu contează că ai făcut facultate și master, lucrurile astea sunt primele lucruri care ți se spun. Practic nu te primește la al doilea curs dacă nu ți-ai învățat textul de la primul curs. E că este atât de simplu. Deci, haideți să nu mai privim, ăia sunt răi, noi suntem buni. Haideți să încercăm să găsim varianta asta de mijloc, care este muze împreună cu Orda și mulțumim pentru susținere. Da, exact și să fim pe pis, că doar așa vom rezolva. Și acum partea juridică, dragile mele, că văd că sunteți mai mult femei pe partea juridică, e foarte bine. Să ne ajutați voi, că noi nicio șansă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, George! Mi-a plăcut trecerea ta de la o stare la alta. Ai văzut cât de greu e să fii pe mijloc și să zici totul chiar politically correct? Cu siguranță că de fapt asta era ideea. În primul rând noi între noi trebuie să ne respectăm, să stabilim niște niște chestii de conduită. Exact. De și cu siguranță dacă doresc director de casting agenții, impresare etc. să se alăture, e fenomenal pentru că tot cu ei vom negocia chestiile astea apoi. Ok, codul de etică, cod de conduită. Dar când vom dori să vorbim despre norme, pe alea le mai vorbim noi între noi. Deci pleacă de la noi o ducem mai departe către ei. Acum nu știu dacă e mi-a trecut mie prin cap, repet, nu am pregătirea voastră ca juriști. Cred că la anumite contracte, vis-a-vis -vis de suma aceea, cum ați denumit-o voi. Remunerație echitabilă? Remunerație echitabilă. Cred că, în conformitate cu contractul, per total, se poate stabili un procent care să meargă către persoana care este în față. Asta ar, ar fi o idee pe care eu o am mi-a venit pur și simplu, adică din totalul sumei să se stabilească un minim de procent pentru persoana care este practic imaginea acelui produs. Și în funcție de persoana din prim plan, evident și persoanele care sunt care ocupă alte poziții, cum ar fi uh, figurație, figurație specială și așa mai departe. Sunt perfect de acord că lucrurile acestea. Nu se vor întâmpla mâine, se vor întâmpla peste mai mult timp, dar cred că e important să punem pașii acum și să avem o idee despre cum ar trebui să arate acea remunerație echitabilă. Mulțumesc! E, e o direcție uh, pe care o văd stufoasă, Clar nu știm când o să ajungem acolo, dar putem să plecăm în direcția asta. Ce putem face cu siguranță? Este un protocol cu diversi producători prin care putem stabili ce ai propus tu. Ei trebuie să-și dorească mai departe semneze așa ceva. La nivel legal, mi-e foarte neclar, nu cred că funcționează, pentru că până la urmă nu, nu poți transparentiza bugetul unei agenții, să zicem. E, e dreptul ei să-și-l știe, să și negocieze cu clientul, chiar prin contractul pe care îl semnează cu clientul, care este produsul pentru care faci reclama, unde are clauze de confidențialitate, nu cred că poate să zică suma, deci va fi greu de probat. Mă gândesc la, la partea foarte legală. În prima fază, cred că putem propune un protocol de genul acesta, să încercăm să demonstrăm, nu că n-ar fi vizibil, importanța actorului într-un spot, de exemplu. Cred că fără actor e mai greu. Și de aici să plecăm cu o discuție. La nivel legislativ, nu vreau să mă pronunț, să nu zic vreo tâmpenie. Măi, către Irina, văd, caută în lege. Știm. Vreau să adaug ceva. Știu că te refereai la faptul că toată lumea acum a venit să-și spună părerea. Nu mergem la luptă cu săbii și furgi. Pur și simplu este pentru prima oară când artistul are o voce, o voce nu, nu acea voce cu care este obișnuit, ci altfel de voce. Și parcă pare că suntem războinici, dar nu, nu suntem, nu asta este intenția și, evident, s-au strâns foarte multe. Probleme frustrări care, pe care nu am putut să ni le exprimăm. Și poate că pare că suntem mergem la luptă, dar nu, nu mergem la luptă. Tocmai am uh, avut un mesaj de unitate. Vreau să fac o precizare cu privire la uh, dezbaterea asta pentru modificarea legii 8. Deci, în primul rând, pentru cine nu știe, această lege 8 va fi modificată uh, în principal cu directivele europene, și anume 2019-789 și 2019-790, dacă nu mă înșel, ce trebuie transpuse până în iunie. Deci, principalele modificări, suplimentări aduse legii 8, vor fi făcute prin aceste directive. Având în vedere că această lege 8 se modifică în situația de față, putem aduce și noi la rândul nostru anumite modificări și pentru asta vă rugăm, așteptăm propuneri și din partea dumneavoastră. Așa cum, așa cum a început răzvan, unul din, să zic obiectivele noastre, pe ce ne-am canalizat noi foarte tare atenție, a fost articolul 95 din legea 8, care definește artistul interpret sau executant. Și încercăm să găsim o metodă astfel încât să putem defini mai exact acest artist interpret sau executant, iar încercăm să vedem dacă putem să facem asta chiar prin legea 8 sau va veni în completarea lui statutul artistului ulterior. Cum am vorbit mai devreme, citind și studiind, inclusiv legea ale dreptului de autor din. Din alte statele membre ale Uniunii Europene, am observat faptul că operele, în general, la noi, în legea 8, sunt divizate între opere literare, opere științifice și opere artistice. În principiu, acestea trei sunt mai mult domenii, nu sunt efectiv categorii, pentru că și în legea 8 aceste opere au anume subcategorii, operele dramatice, operele. Cinematografice și am văzut că în practica unitară este a se diviza operele artistice în opere, a se extrage din cadrul operelor artistice, operele dramatice și operele muzicale. Toma pentru a putea fi protejate mult mai ușor. Și atunci rămân cele patru categorii: operele literare, operele științifice, de fapt cinci operele artistice, operele dramatice și operele muzicale. Și ulterior acestea au și ele la rândul lor subcategoriile ce intră în opere dramatice, ce intră în opere muzicale, iar în zona efectiv de opere artistice să rămână strict partea de pictură, desen, arhitectură, sculptură și, și alte asemenea. Ca să mai arunc câteva idei spre dezbatere, pentru că începem să luăm uh, cuvântări de pe Zoom, pe lângă tot ce a menționat Irina, aș vrea să mai zic două lucruri. Unu, cred că ne-ar ajuta foarte mult să definim mai clar ce este o opera audiovizuală, pentru că aici nu sunt lucrurile foarte clare, din păcate, lăsându-le în sfera interpretării. Uh, și doi, Haideți să vedem cum putem face să ne folosim de legea 8 pentru a oferi protecție, mai ales vis-a-vis -vis de gestiune, pentru categoriile de autori, de artiști care în momentul de față nu sunt acoperite. Firește, noi avem deja niște idei, dar ne-ar bucura să veniți în sprijinul nostru cu orice fel de uh, variante de text de lege vă, vă vin, ca să găsim ceva cât mai clar, cât mai puternic. Puteți face asta chiar comentând la acest video puteți să intrați în legătură cu noi și pe office asociația office@asociațiamoze.ro pe WhatsApp, deci e un pic mai complicat. Am mai zis 0723622086. Noi până luni încercăm să venim cu o formă clară în care uh, am vedea niște anumite articole de lege ca să meargă mai departe către iunie 2021 când e termen de transpunere. Ajutați-ne, să ne ajutăm pe noi toți. Uh, putem vorbi chiar și pe grupul înființat azi Codul de Etică Actorul Român, Cod de Etică Actor Român. Facem acolo, dacă e un topic separat pentru legea 8, doar că acolo vor intra doar actori. Da, tot e un pul de discuție. Haideți să încercăm să luăm și niște cuvântări de pe Zoom. Avem așa, Florentin Milcov. O secundă să te ajut cu microfonul și să ne zici dacă ne auzi. Mulțumesc frumos! Eu sunt Mario pentru toată lumea ca să nu, mai, să nu ne mai încurcăm în... Scuze, gata? Uh, scuze, Liviu, avem sunet, dăm din cap, te rog. Gata. Da. Eu sunt Mario pentru toată lumea, vă rog și insist ca să nu ne mai încurcăm în dumneavoastră. Uh, și dacă este în regulă, Florentina aș... -a -a... O secundă, că nu se... gata, trebuie să dai mie. Scuze, doi. mersi frumos. 10-2? Voiam să spun că, să murim asta, eu sunt Mariu pentru toată lumea, insist și vă rog să fiu Mariu pentru toată lumea. Și dacă este în regulă, mă încurc în dumneavoastră foarte des, și dacă este în regulă, Florentina, am să vorbesc la pertu. Uh, am să-ți răspund foarte tranșant la întrebare. În 8 luni de zile de mandat al meu la oficiul român pentru drepturile de autor, am făcut mai multe controle decât a făcut Orda în 5 ani de zile înainte de venirea mea. Vorbim despre controle punctuale. Tu nu se aude. 10 2 10 Florentin, mă auzi? Nu. Doru, mă auzi? Doru? Nu mă auzi. Nu. Poate e un semn că nu trebuie să spun asta. 10 să da. Mă duc la... Mă duc la pupitru, dacă e mai ușor. Mă auzi acum? Se aude? Păi nu mă auzi din laptop. Uite, acum Stai că uite, Doru, doru mă auzi? Și acum uite, mă aude Doru, -auzi Doru. Pe nu, că eram pe sunetul de pe laptop. Da. Mă auzi? Acum, să mai scrie ceva o dată, vă rog, că se aude și continuăm. Doru, mă auzi? Da, mă au de două că A spus două Simpatic gata, Cum s-a aici? Da, da, da. da. Ne uh, Florentin, ne-au sabotat ca să nu pot să spun eu despre OGC-uri. Nu, glumesc. Uh, nu știu dacă s-a auzit ce am spus. Uh, în cele 8 luni de zile de când sunt director general la Orda, am făcut mai multe controle către organismele de gestiune colectivă decât a făcut Orda în 5 ani de zile la un loc înainte a venirii mele. Uh, practic, dincolo de mai multele sesizări pe care le-am găsit uh, și, pe care, și pe care, le -am... Nu se aude? Doru, mă auzi? Da, nu se aude. Se aude? Și că așa, așa, așa. <laughs> se întrerupe, da. 10, Ui, 10, 10, 10. De ce mi semnal? 10, 10. 11. Se aude, uite acum. Bun. Scrie Diana Solomon, ba, se aude, ba, nu. Să hai să schimbe microfonul. Criatie... Să vedem dacă se aude Hai să încercăm. Dacă nu cu sunetul de pe laptop. Se aude mai bine acum? Dă cineva din cap acolo că se aude sau nu? Se aude. Perfect. A patra oară da, a patra oară. În cele șapte luni de zile, 8 luni de zile de când sunt director la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, am făcut mai multe controle punctuale decât a făcut Orda în cinci ani de zile înaintea venirii mele. Asta se poate demonstra foarte ușor. Uh, mai mult decât atât, pot să spun și spun asta public, de 8 luni de zile de când sunt, șapte 8 luni de zile de când sunt la Orda, nu există absolut niciun om în această țară sau lume care să spună am vrut să mă văd cu Mario în calitatea lui de director general și nu am reușit. M-am văzut cu absolut oricine a zis că vrea să se întâlnească cu mine uh, și din punctul meu de vedere, lucrul principal pe care încerc să-l să transmit către lumea drept, titularilor de drepturi și lumea utilizatorilor este că ORDA este o instituție transparentă și deschisă. Nu mă interesează cum a fost până la venirea mea, nu mă interesează cum a fost percepută. Știu că eu duc cu mine tarele instituționale pe care le are orda și înțeleg asta și mi-asum lucrul acesta, însă ceea ce vă cer tuturor, vouă și celor pe care îi cunoașteți, voi din lumea artistică, este să mai dați o șansă oficiului. În ceea ce privește transparența și în ceea ce privește. Dorința de a ajuta titularii de drepturi și utilizatorii. În ceea ce privește transparența, Florentin, a organismelor de gestiune colectivă, eu am un background de peste 15 ani în zona ONG-urilor, organismele de gestiune colectivă fiind ONG-uri. Am lucrat la câteva dintre ONG-urile foarte mari din România și înțeleg foarte bine ce înseamnă concepte ca. Accountability, nu știu cum, cum zicem în română, accountability. Respons da, să fii responsabil față de cineva, transparență și responsabilitate în legătură cu actanții tăi. Sunt câteva lucruri pe care le văd îmbunătățite prin legea 8 și pe care oficiul român pentru drepturile de autor le va propune. Sunt câteva lucruri care sunt foarte clare din punctul meu de vedere și al Orda vorbesc, nu al meu Mario de Mezzo, dar din punct de vedere al Orda sunt câteva lucruri care sunt foarte clare în lege, în momentul de față, însă anumite organisme de gestiune colectivă aleg să interpreteze diferit acele lucruri, iar Orda în calitatea ei de oficiu care reglementează, nu doar controlează, va face poate pentru prima dată în istoria ei, în curând, o să vedeți va face pentru prima dată în istoria ei și această activitate de reglementare, nu doar de control. În același timp florentin, oricând ai vreme te invit la Orda să vorbim și dacă ai idei specifice care poate mie îmi scapă pentru că tu te izbești mult mai des și mult mai constant de organismele de gestiune colectivă de Legea drepturilor de autor într-un fel în care eu nu mă izbesc, atunci aștept cu mare drag să ne vedem și să-mi spui concret care sunt uh, sugestiile pe care le-ai putea avea. Eu le am pe ale mele, urmează să le punem în dezbatere publică și să le discutăm în cadrul modificării legii. Uh, cred că organismele de gestiune sunt de acord, 100% sunt de acord că organismele de gestiune colectivă ar trebui să fie mai transparente, sunt 100% de acord cu asta. De la, nu știu, de la faptul că să pună toate facturile pe site, până la faptul că nu cred că este nevoie ca utilizatorul să vină la sediu să își consulte repertoriu. Adică, de exemplu, faptul că utilizator, utilizatorul, în momentul de față, există o luptă, uitam să și spun un exemplu concret. În momentul de față, ca un utilizator să depună repertoriu, legea spune foarte clar. Utilizatorii pot depune repertoriu online. Sunt anumite organisme de gestiune, acum n-am să spun care, să nu se spere credit pe mine, dar sunt anumite organisme de gestiune care spun așa. Depunerea repertoriului online înseamnă că tu trebuie să vii la mine la sediu, atenție. Că tu trebuie să vii la mine la sediu și eu îți dau un calculator, și la mine la sediu un birou meu pe calculatorul pe care eu ți-l dau, tu depui online. Adică a, e o chestie de aia de care noi toți facem mișto. Deci nu există să fie cineva în sala asta sau pe conferința aceasta sau Iată să vadă Mario, conferința. vorbești despre utilizator sau despre artist? Utilizator, am, știu ce spun. Utilizator, mersi. Da? <laughs> știu ce spun, da. Dar să-ți explic și de ce e important ca utilizatorul să aibă acces la repertoriu imediat. Este, nu există om care să se uite la noi Acum sau în viitor și care să nu fi făcut măcar o dată mișto ăsta declarația online se depune la etajul 3 la ghișeul 4 exact aceeași situație este doar că nu e la stat e la un organism de gestiune colectivă la un ONG din nou nu spunem care ca să nu se simtă creditam cum musca pe căciulă este singurul organism de gestiune colectivă care face asta. Și, uh, utilizat. adică, ce înseamnă asta este că utilizatorul trebuie să meargă acolo și să, de, să depună repertoriu la ei în sediu, dar de ce nu pot să fac asta din Bahamas? Dacă eu sunt utilizator și eu sunt, îmi permit să stau în Bahamas, de ce nu pot să fac asta din Bahamas? Pe username și parolă, toate celelalte, toate, atenție, toate celelalte organisme de gestiune colectivă care colectează, am cerut punct de vedere am cerut, -am, în calitatea mea de orda de organ de control și oficiu de control și reglementare, am întrebat celelalte organisme de gestiune colectivă. Fraților, voi cum faceți? Că poate un organism care face în felul ăsta are dreptate. Dom'le, poate are dreptate. Și poate ca el e corect să fie. Și am întrebat toate celelalte organisme de gestiune. Toate. Mi-au răspuns și au scris. E la liber pe site. Este pe username și parolă. Este pe login și parolă, este pe uh, acces, uh, dacă ne cer acces, le dăm acces prin uh, uh, nume și parolă, fiecare în felul în care știu să spună. Dar aceeași era ideea. Toate. În afară de unul singur. Și de ce este important? Păi să vă spun de ce este important. Pentru că utilizatorul poate să-și să vadă repertoriu de oriunde, ori când, poate să-și vadă repertoriu la milimetru, la secundă. Și atunci eu pot să știu exact din playlist pe care îl primesc de la utilizator, eu pot să știu exact ce actor a jucat în ce reclamă, de exemplu, câte reclame au fost, care sunt și nu se mai plătește nimic la grămadă, la bulk. De exemplu. Adică e o chestie simplă. Dacă vorbim de transparență, da, vorbesc cu saladă, de fapt e Florentin, dar dacă nu-l mai văd, acum zic și eu. Deci e o chestie de, de, de transparență. Ai dreptate, Florentin. Așa este. Organismele de gestiune colectivă ar trebui să fie mai transparente. Iar eu, în calitate de director general al Orda, îmi spun că îmi doresc ca această transparență să fie mai mare, în primul rând pentru Orda, în primul rând pentru Orda, drept care uh, am toată deschiderea să vorbesc cu oricine, numărul meu de telefon mobil este 0722368120, n-a fost conferință în care să nu-l dau, îl dau și de data asta, 0722368120, oricine vrea oricând mă poate suna. Nu a existat nimeni care să vină să vrea să vorbească cu mine și să nu poată. Și nu a existat până acum nicio solicitare sau sesizare sau orice care să rămână îngropată într-un sertar. Nu se mai întâmplă lucruri din astea. Nu știu dacă s-au întâmplat în trecut sau nu. Nu mă interesează. Nu e treaba mea. Sunt de acord și sunt dispus să duc lucrurile cu care vine, cu conotații mai mult sau mai puțin bune cu care vine Orda, dar îmi doresc ca acest lucru să se schimbe și îmi doresc ca oamenii să înțeleagă, titularii de drepturi și utilizatorii, să înțeleagă că Orda este o instituție transparentă. Din orice punct de vedere vor ei. Oricând sunt bineveniți la mine la birou, nu nu trebuie să sune doar să vină, dacă sunt acolo pot să vină să vorbească, să vorbim, orice întrebare le răspund. Și despre activitatea Orda, și despre activitatea mea la Orda și despre uh, orice alt lucru posibil. Dar în același fel în care eu ofer transparență totală, cred că este corect ca și organismele de gestiune colectivă la rândul lor să ofere aceeași transparență totală. În special, în special în relația cu membrii lor te rog Se de la de gestiune colectivă, de răporțul, macare, un prat, care e da, Dar a... nu știm cum este justificată această sumă și ce presupune. <laughs> Dar nu <laughs> înțeleg la transparența de care vorbim în astfel încât să putem vedea și astfel de lucruri. Um, adică să nu, înțeleg, nu, 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 Înțeleg întrebarea, n -am, n -am știu că pare că am o dificultate, dar dificultatea nu e la a înțelege întrebarea, ci la cât de adânc să merg în răspuns ca să știu cât de multe paie mi-a prind în cap. Uh, scuze. nu, e ok, e ok, că nu e nici vina ta, nu e nici vina mea. Uh, dacă vrei poți să-ți un cadru ca să se Nu, nu, e lucrurile. ok, e ok. Stai și aș zice că... că există oricum playlist de așa, cu Păi nu, asta voiam să spun probleme. Că, nu, stai, 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 că nu, nu vreau să alunecăm pe pantaia, pentru că Răzvan are dreptate, încearcă să scoată pe cineva. Nu, 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 există nu, nu, nu. eu vreau să bag pe cineva, da, și da, nu da, mai da. Există playlist-urile play pe care fiecare actor și fiecare artist interpret și le completează. Deci în mod normal, în momentul în care tu, artist, te duci, artist interprete, te duci și completezi playlist-ul, în sistem, tu în mod normal știi ce tu știi care sunt care sunt operele pe care le-ai interpretat. Bun. Unde pui și dacă rămâneai doar aici, era ușor să-ți răspund. Unde ai venit și ai pus întrebarea grea este pot să știu care este criteriul de alocare al banilor? Nu știe nimeni. Zici? <gătă -i> nu știe nimeni. Și nu am verificat până acum în calitate de director al Orda, însă am aflat și va de asta nu știu dacă să spun sau nu, pentru că este o informație, e o informație neverificată, însă am aflat că în trecut oamenii Orda care au mers la anumite organisme de gestiune colectivă să verifice sistemul de alocare, sistemul IT de alocare a banilor, nu au fost lăsați să verifice acest sistem. Atenție! Orda nu a avut voie. Ai spus Da? Da, bine, deci am spus o deja. mai spunem o dată, ce mai contează. Deci Orda, atenție. Frate, Orda nu a, tu înțelegi că Orda nu, a, deci înțelegi că de, de, de ce sunt eu revoltat? Frate, Orda nu a avut voie. N-am primit nicio sesizare până acum ca să pot să acționez în direcția asta și nu mă duc să verific doar așa că să verific. Dar poți să-mi faci o sesizare? Să întrebi care este pe diferite organisme de gestiune colectivă unde ai tu întrebări. Nu ți sugerez eu pe care. Ok. Da. Și să vedem care este și să vedem domnule, să vedem care algor... Băi, hai să vedem care e algoritmul, tra transparent. Hai să vedem softul. Da e ok, de sunt de ok. Adresa mea de mail e orda.gov.ro Numărul de telefon 0722368120, oricând, oricând. Înțelegi? Deci sunt total de acord cu tine și cu Florentin. Total de acord. Și așa este, ai dreptate. Organismele de gestiune colectivă ar trebui să fie mult mai transparente. Dar nu spun asta doar din calitatea mea de director orda. Deși și de acolo. Băi, din calitatea mea de ong Am 15 ani de ONG în spate. Un astfel de ONG în piața reală n-ar rezista. Ok. Mario, iartă-mă, îți propun, sper să ne meargă microfonul acum, dacă nu merge microfonul, vă rog să înscrieți. scrieți, că o să reau și eu de asta, că zic că e important. Ai văzut că am fost mereu solidar cu tine, o să fiu și acum. Hai să-mi pun și niște paie în cap. Dar întâi răspund lui Florentin vis-a-vis -vis de poziția muze în raport cu OGC-urile. Vreau să fie foarte clar, muze nu este un OGC, este un ONG momentan și vedem mai departe dacă devine, nu știu, Federație sau sindicat sau orice altceva, dar astăzi este un ONG și cam asta e direcția. Muzeul nu, nu are atribuțiile sau puterile pe care le are orda și nici misiunea asta, dar iată că de frumos suntem toți un ecosistem. Ce putem face noi cu siguranță este ce am tot făcut de-a lungul anilor, să încercăm să ne ajutăm de lege, da, asta înseamnă inclusiv să o șlefuim acolo unde nu este ok. Înseamnă mai departe că putem să, să creăm dialog și aici vă rog din suflet să intrați pe pagina de Facebook, Muze, unde am reușit să obținem o transparentizare foarte greu, aș zice cu forța și n-aș minți pentru că a fost, a fost o acțiune de forță atunci, din păcate. Colegii compozitori știu ce a însemnat, mă rog, am stat o noapte întreagă în sediul UCMR Ada ca să obținem dialog și ne bucurăm că l-am obținut până la urmă ce s-a întâmplat mai departe. Sunt pe autor drept.ro niște minute semnate și de UCMREA, dar și de ceilalți participanți la cele întrevederi, prin care s-au conturat niște lucruri care, lucruri care, apoi au fost introduse în statut. Eu vă zic că există și calea asta, cum vă pot zice și că dacă după aia nu participați la o adunare generală, nu aveți un avizor, da, nu se va întâmpla nimic și dacă vreți să treacă de adunare generală o propunere, trebuie întâi să aveți sau să avem dialog cu acel OGC. Pentru că altfel se va pune împotrivă. Deci trebuie să fie o bună înțelegere. Și pe ei trebuie să-i convingem că trebuie ca lucrurile să intre într-o zonă și mai de normalitate, să intre și în sfera noastră de înțelegere. Eu personal fac apel la dialog, eu nu sunt Orda, nu avem aceleași tuluri, dar <laughs> am observat ceva foarte simpatic. Am avut artiști care au fost emoționați aici la Pupitru sau care au fost foarte relaxați după aia au devenit un pic mai tensionați, cum a fost și cazul lui George Pișteranu. Doar, doar. doar ca să ridici moralul firește, am văzut că și Mario a păsit același lucru. Deci vedeți, pe toți ne doare câte ceva. Dar haideți o dată să schimbăm lucrurile. Asta înseamnă să fim uniți. M-aș bucura foarte mult să vină cineva de la Credam, de la UCMR, de la Daci să ne dea și un răspuns. Că ne acum nu dăm în ei, noi îi invităm la dialog și am tot făcut-o. Sper că am răspuns și vis a -vis de punctul de vedere muzii. Hai să-mi pun și o paiele în cap. Am creat acest preludiu. Oameni buni, banii din OGC-uri se repartizează, se alocă, se trimit, se distribuie, cum vreți voi să spuneți, în urma unui matching între ce vine pe playlist de la cel care folosește o operă, o interpretare, și între playlist-ul sau declarația de repertoriu făcută de artist, de compozitor, etc. În legea 8 se prevă sancțiuni pentru OGC-uri. Firește. Artistul, autorul în sine este sancționat la buzunar dacă nu și-a declarat corect? Ce facem dacă utilizatorul nu declară la timp? Ce facem dacă utilizatorul trimite banii în ianuarie și trimite playlist-ul în martie? Ca asta ne doare pe toți. Și aici am putea avea o direcție comună chiar cu OGC-urile să rezolvăm situația. Muze nu are misiunea asta și nu are nici spatele să discute la nivelul ăsta cu utilizatorii, vă zic sincer. Ori, dar în astfel de discuții poate fi mediator, din ce știu. Zim dacă greșesc, Mario ca să nu ne mai punem oameni în plus în cap. Așadar, haideți să fim cu toții un ecosistem. Muze și-a propus niște lucruri și le duce înainte. Pe unele mai ușor, pe altele mai greu. Nu ne dați misiunea atât de grele. <laughs> Noi nu ne permitem, v-am zis, să ne punem asociații de acest gen în cap. Ne-am bucurat să ne fie partenere. Uh, sunt o, da, merge, sper. Sunt o grămadă de lucruri pe care organismele de gestiune colectivă am aflat și eu între timp și sunt siderat de asta. Eu n-am fost atât de mult emoționat cât revoltat. Le folosesc în relația cu membrii, de exemplu, și asta este o chestie care vă poate fi foarte utilă tuturor titularilor de drepturi, nu doar celor care sunt actori sau, mă rog, din muzee. Uh, organismul de gestiune colectivă, dacă vrea să schimbe statutul, dacă vrea să aibă o modificare de statut, e obligat prin lege să obțină avizul orda. Așa spune legea. El vine cu statutul la orda, orda analizează și avizează schimbarea de statut, după care el vine în adunarea generală și propune acea schimbare de statut. Dacă cineva din adunarea generală și asta s-a întâmplat în trecut, dacă cineva din adunarea generală vine și spune, domnule, dar mai trebuie o virgulă. Sau mai trebuie acolo un dăcât. Hai să punem și dăcâtul ăsta acolo. Consiliul director care știe ce face, credeți-mă, spune, domne, nu se poate că statutul a fost avizat de Orda în felul ăsta. Și dacă a fost avizat de Orda, înseamnă că așa e legal. Da, ok, statutul a fost avizat de Orda și dacă mai puneți în statut, în adunarea generală, față de avizul pe care l-ați luat, dacă mai puneți un dăcât, mai vin o Mai vin o dată la avizat așa și care e problema? Mai vin o dată la avizat. Și ori da, se uită și îl mai avizează o dată și cu dăcătul ăla acolo. Și după aia în adunarea generală următoare îl aprobăm. Dar sunt foarte puțini oameni care merg cu raționamentul până la capăt și cei mai mulți dintre oameni pentru că vin pe o poziție de forță. domnul a fost avizat de orda așa, așa trebuie să rămână gata. Și oamenii zic, e bine, domnule, dacă și, or, și or, uite, domnule, și orda asta ce mânărel face să mor eu. Uite și orda asta, nu niște, niște ticăloși în frunte cu directorul general. Înțelegi? Deci, da, și sunt foarte puțini, și cei mai mulți oameni cedează. La argumentul ăsta oamenii cedează. Nu e, nu e, nevoie să cedați. E ok să cedați dacă vreți să cedați. Dar nu e, dar nu e ok. Puteți să insistați pe modificările de statut pe care le vreți în adunarea generală respectivă, Consiliul Director e obligat, dacă adunarea generală le votează, Consiliul Director e obligat să le facă, vine cu ele la Orda, Orda le avizează și uh, se votează din nou în următoarea adunare generală statutul, inclusiv cu modificările respective. Nu văd să fie vreo problemă. Ok. Uh, urma Adichepa, după care urmează Flaviu Crișan, și încerc să conturez mai departe lista. Adichepa, te auzim. Então, o Nu îți răspund eu, eu. Îți răsp... 10 10 10. Se știe 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 uh, îți răspund. Fă-mi o sezizare mâine te rog dă-mi un mail în care să mi spui exact asta. mario.demezzoarondorda.gov.ro și întreb eu pe cei de la UCMRA de ce e nevoie să faci asta și revin cu răspunsul oficial în cel mai scurt timp adică nu nu știu să te ajut acum altfel. Punem întrebarea pe mail pe adresa mea de mail de la sau office.orda.gov.ro adică dacă intri pe site-ul Orda și dai pe adresa de la contact, la mine ajunge mailul ul poți să ai încrederea asta. Și întreabă-mă întreabă mă într un mail, trei rânduri, cum mai zis și acum. Urmează Flaviu Crișan, care vrea să ia cuvântul pe legea 8, am înțeles. O secundă, Flaviu. Hai să ne dacă ne auzim. Mulțumim, Flaviu. Stai să scăpăm de microfonie. Um, se înscrisese -mi la cuvânt Mario. Eu vreau foarte, foarte succins să precizez două lucruri. În primul rând, mulțumesc pentru câte probleme ai șternut așa foarte frumos și, și uh, calculat pe listă. Um, aș vrea să extind. Ce ai zis tu, nu ne referim doar la interpret, sau nu ne, nu ne referim atât de mult la interpret, pentru că în rândul colegilor noștri, mai ales în muze, intră și foarte mulți autori. Și aici vorbim de compozitori, vorbim de coregraf, vorbim de recizori, care beneficiază doar de drept patrimonial de autor, nu și de drept conex. Al doilea lucru, vis-a-vis -vis de, de problema cu indemnizațiile, care e groaznică. Am făcut apel pe toate părțile, către Ministerul Muncii, către Ministerul Culturii, să avem un dialog pentru că am găsit două forme în care putem ajuta artistul acum. Și aici vreau să fac o precizare foarte importantă, vă rog foarte mult, intrați pe cultura.ro, A fost un comunicat dat ieri, subiectul din păcate altul, dar e un comunicat cu, cu câteva subpuncte. Ultimul subpunct explică că au fost ajutați artiștii care care beneficiază de venituri din drepturi de autor și drepturi conexe. Aici este precizarea lui Muze, pe care o găsiți într-o petiție pe Facebook sau pe, da, cel mai simplu e pe asociația muze.ro sau pe Facebook, în care am explicat un pic că e o diferență uriașă între cei care lucrează pe contract de drepturi de autor, care e o formă de colaborare, și cei care beneficiază de venituri din drepturi de autor și drepturi conexe prin intermediul OGC-urilor, Credidam, da, UCMR, Dacin, tot ce s-a menționat aici, care au mandat de adeziune. Eu nu mă pot înscrie la indemnizație dacă am venituri exclusiv din drepturi de autor și conexe, pentru că nu am ce contract să depun. Am doar acest mandat de adeziune care nu este eligibil. Vă rog, dacă vreți, sprijiniți această petiție, o găsiți la noi pe Facebook. Ni s-a promis săptămâna viitoare de la Ministerul Culturii Dialog, în sfârșit pe acest subiect, pentru că am să-l punctăm un pic mai clar. Și sper din suflet săptămâna viitoare să avem și soluția. Mulțumesc și iar mă Mario, am zis că sunt succint, dar trebuie să mai învăț. În regulă. Flavius, mulțumesc mult de tot. Tu ești dovada vie a faptului că tu ai vorbit cu mine de fapt și când ai vrut și când n-ai vrut, adică și când ai vrut tu că ai inițiat discuțiile și când n-ai vrut neapărat că le-am inițiat eu și că tu ești dovada vie că ceea ce am spus despre comunicare este valabil și nu a fost doar o declarație publică. Uh, mă bucur foarte tare că ai venit frontal spre mine spunând că nu este treaba Orda să facă un cod etic al actorului. Așa este. Uh, probabil că nu ai citit uh, tot articolul, poate te-ai oprit doar la titlu sau la primul paragraf. Dacă ai fi citit toată declarația din articolul meu din Ager Press, ai fi văzut că am zis este responsabilitatea unei asociații, poate muze, să facă acest lucru. Îmi este greu să mă disociez de mă, să fiu Mario directorul Orda și să nu mai fiu Mario ong de 15 ani. Recomandarea mea de cod etic al actorului n-a venit neapărat, sigur că eu sunt aici în calitate de director general Orda, dar eu nu pot să să mă dezbrac de toată experiența mea profesională și de viață, și să rămân doar între limitele uh, unei calități pe care o am vremelnic, director general Orda. Și atunci recomandarea mea, despre care am și vorbit la început și care are trei părți, comunicare între agenții și actori, campanii, cod etic și modificări pe legea 8, a venit ca o recomandare, ca pe o provocare pe care am aruncat-o spre muze. Deci niciun caz, niciodată, în niciun fel nu m-am gândit că este treaba Orda, că este treaba mea, dar am să te rog să mă ierți că îmi pas atât de mult despre actori încât mă bag și acolo unde nu e neapărat treaba orda. O fac pentru că mi-e dragă Breazla și mă duc acum la al doilea răspuns către tine. Tu ai spus că în seara asta mi-am reconfigurat traseul, dăm voie cu respect să te contrazic. Nu mi-am reconfigurat traseul, sunt fidel misiunii pe care am avut-o din ziua 1 în care am pătruns în Orda. Misiunea mea la Orda este să apăr titularii de drepturi și utilizatorii. Asta este misiunea mea ca director general Orda. Dacă vorbim strict de Orda. Dacă asta înseamnă mai multă transparență din partea OGC-urilor, să so obișnuiesc. Dacă asta înseamnă uh, să, să mă pun eu cu tot ceea ce pot în spatele actorilor, în spatele titularilor de drepturi și utilizatorilor, să so obișnuiesc. Dacă asta înseamnă ca la un moment dat să spun, domne poate e nevoie de un cod de etic al actorului, chiar dacă nu e treaba mea să spun asta, să so obiit. Și prefer să fiu judecat pentru lucrurile pe care le-am făcut, care poate ajută, poate nu ajută, dar sunt spuse din bună credință, decât să fiu judecat că am stat 3 luni, 7 luni, un an, 2 ani la orda și n-am făcut nimic. Și al treilea răspuns pe care l am, ai dreptate 100% când spui. Că Orda ar trebui să se ocupe de un cod etic al OGC-urilor, acest cod etic există, se numește Legea 8, și poate de asemenea ai fost atent când am spus că este în dezbatere modificarea Legii 8, astfel încât să fie și mai transparent din punctul de vedere al Orda și al organismelor de gestiune colectivă. Deci ai dreptate, but I am on it. Deci suntem pe problemă. Bine, mulțumesc. Ah, ce îmi place când crește un pic tensiunea și ritmul. Vin și eu cu o precizare. Știi cum uh, ai spus că nu e vorba de chestia asta? E că atunci când spui, a, nu există rasism. Dacă nu ești lovit direct și nu ești femeie, nu ai niciodată cum să-ți dai seama. Așa că nu am vorbit prostii. O comparație cu rasismul și o comparație cu misoginismul. Ok, scuze. Urmează Alexandra Roberta. Un secundă să te ajut cu sunetul. După care, Anca Roxana Constantin. Haideți că am și sesiunea, asta e bine. Asta e bine. Ok, mulțumim. Uh, prea oprim o mingea, ca să zic așa. Ai, ai menționat o chestie vis-a-vis -vis de statistici din piață. Nu cred că putem forța prin lege să facă așa ceva, însă legea ne forțează să ne aliniem la niște practici din Uniunea Europeană. De aceea acum se transpun directive europene, motiv pentru care și noi avem posibilitatea să mai vorbim de legea asta, uh, așa cum știm că ne, ne impactează. Vis-a-vis -vis de asta, fac o invitație deschisă. Cei de la Asociația Teatrului Independente sunt membri într-o asociație europeană și suntem și noi acum invitați să devenim membri sau parteneri, nu mi-e foarte clar. Așa că vă invit și pe voi să participați la o sondare a pieței. Avem posibilitatea unui exchange de informații între România și alte țări membre UE, lucru care ne-ar fi foarte benefic. Noi ne-am lovit în discuțiile cu primăria, în discuțiile cu guvernul, cu Ministerul Culturii, de lipsa unor informații, unor sondaje pe care e foarte greu să le faci de azi într-o săptămână, când în sfârșit ai obținut o audiență sau o ședință de lucru. E foarte greu. Sunt chestii care durează ani. Ei bine, există asociații de, de acest gen, despre care să vă povestesc, care au deja aceste informații și ne pot ajuta cu ele. Dacă noi ne raportăm la, să zicem, Franța, vis-a-vis -vis de, de sectorul cultural, și Franța vine cu cifre, pe noi ne așteaptă foarte mult să replicăm ce se întâmplă acolo când propunem un proiect. În acest sens vă invit să intrați pe eaipa.eu O să verific linkul să nu greșesc, da? eaipa.eu L-am pus și pe Facebook în stream. Vă invit să completați acolo sondajul pe care ei l-au propus tocmai ca să obținem acest exchange de informații care sper să ajungă și la muze prin parteneriat. Pe restul de subiecte n-aș vrea să comentez eu. Tocmai ca să-l da să las pe Mario în primul rând și să scurtăm spre a merge către următorii care s-au înscris -au la cuvânt, că am depășit deja cu 60 de minute timpul alocat, dar nu o ne face plăcere. Sărbută mă bucur să ne reauzim. Vreau să spun că o parte dintre directivele europene pe care urmează să le implementăm în legea 8 și pentru care, practic, suntem obligați să schimbăm legea 8 pentru că până în iunie 2021, aceste modificări trebuie să fie implementate și în legea 8 din România, deci, o parte dintre aceste directive europene se referă strict la utilizarea online. Deci, o parte din problema pe care tu ai ridicat-o și care este una corectă. Va fi rezolvată prin implementarea directivelor de la nivel european în legislația din România, în legea 8. Asta e tot ce am vrut să zic. Și în continuarea ta vorbim chiar de um, pasajul din legea 8 care definește opera audiovizuală și cine sunt autorii operei audiovizuale, printre, uh, printre care se regăsesc inclusiv uh, cei care avem acolo autorul principal este considerat regizorul și cine a făcut scriptul respectiv este considerat de asemenea autor al acelei opere audiovizuale. Deci automat dacă se reglementează partea de accesări prin platforme online, platforme de streaming și remunerații în acest sens, automat și autorul respectiv va primi la rândul lui în funcție de, de aceste accesări, va primi și el remunerații acum, primește și toți ceilalți participanți activi, artiști, Interpreți autori. Ok, urmează Anca Roxana Constantin. Hai să vedem cum facem cu sunetul. Yeah. Îmi cer scuze că fac asta, mai avem destul de puțin timp, m-au anunțat cei de la hotel că urmează să ne dea afară. Și de asta vreau să spun Este foarte bună întrebarea, să rămână. Chiar mă gândeam în timp ce vorbeați într-o direcție asemănătoare, dar un pic diferită. Pentru că spuneați că sunt foarte mulți actori care sunt sau artiști, interpreți care sunt nemulțumiți de relația cu OGC-ul, și mă gândeam că titularii de drepturi, în general, am văzut, sunt destul de, nemul, de nemulțumiți sau consideră că lucrurile ar putea să fie mult mai bune în relația dintre titularii de drepturi dintre ei și organismul de gestiune colectivă care îi reprezintă. <coughs> nu știu dacă aș merge atât de departe încât să fac un formular prin care oamenii să facă sesizări, nu știu dacă chiar atât de departe aș merge, însă un chestionar care să ridice anumite probleme mi se pare o idee foarte interesantă. Și cred că ar putea să fie un exercițiu pe care Orda într-adevăr să-l facă. În același timp vă spun deschis că în acest moment Orda nu are resurse să facă acest chestionar, nici umane, nici materiale. Uh, suntem o echipă relativ mică, 23 de oameni, acum nu știu, 23 de oameni înseamnă mult sau puțin, depinde pentru cine te uiți, pentru cine vorbești, însă doar, uh, doar Dam, ca să vorbim concret are 14.000 de membri. Uh, dacă am face un chestionar care să ajungă și ca să fie relevant ar trebui să ajungă la niște zeci de mii de membri, Înțeleg că se poate face online, <coughs> chestionarul în sine, știu, înțeleg. Chestionarul în sine nu e o problemă, procesarea lui și interpretarea datelor, în schimb, necesită niște resurse pe care nu știu dacă le avem în momentul acesta. Nu spun că nu vom face, din potrivă, mi se pare o idee excepțională, am avut-o și eu, am fost aproape, am fost vecin de idee în timp ce vorbeați. Uh, și mă voi gândi foarte serios să vedem cum facem. Poate cine știe, în, în cadrul unui proiect european finanțat sau în cadrul unui proiect finanțat uh, din fonduri europene, poate găsim o soluție să facem acest chestionar într-un parteneriat. Poate dumneavoastră la Asociația Flower Power uh, sau alte asociații identifică. Uh, identifică o, o linie de finanțare prin care poate obține resursele și ori da oricând asta vă asigur sub cuvânt de onoare dar nu e nevoie adică vă asigur or, da, ori când va veni partener într-un astfel de proiect în, al, alături de orice ONG dar uh, voi evalua foarte serios și voi vedea care sunt res resursele necesare și voi evalua foarte serios posibilitatea să facă și orda acest chestionar. Ok um... Ca să răspund și eu la, la ce a ținut de muze, noi ne bucurăm foarte mult să intrăm în dialog. Ați menționat patru grupuri de lucru, printre care și al nostru și al dumneavoastră. Le-am reținut, le cunosc și nu putem decât să vă, vă adresăm noi invitația de a conlucra toți. Adică să facem un grup de grupuri pentru că obiectivul e același. Nu avem de ce să lucrăm separat pe exact aceleași obiective. Firește, viziunile pot fi diferite, dar cu atât mai mult creăm ceva mai, mai clar, mai aproape de perfecțiune. Sau poate chiar mai larg. Poate nu cunoaștem toate nevoile uh, membrilor unei asociații, poate nici ei nu le cunosc pe ale noastre și e bine să le punem în aceeași oală și să plecăm ceva de acolo. Aici Florentina a menționat foarte bine, există deja un grup de lucru în care suntem din toate aceste grupuri adunați, ceea ce cred că e un mare pas înainte. Și nici o secundă, apropo de valul de haterală, n-am făcut niciun caz referire la, la grupurile pe care le-ați menționat, ci culmea la niște grupuri și mai interne de membri uh, ai, ai zonei de film. Uh, aici fac o prizare foarte importantă. Și noi avem niște mii de oameni pe care îi sondăm în permanență. Dacă aveți deja niște sute uh, pe care ați sondat, și, și, cu asta ați putut contura niște statistici. Imaginați-vă ce putem construi mai departe împreună. Nu vrem o secundă să luăm ceva de la zero, fiindcă știm că s-au făcut eforturi în direcția asta, fie că vorbim de statutul artistului.ro, fie că vorbim de alte inițiative similare, le știm pe toate sau în orice caz, în funcție de cât de vizibile au fost, noi le-am căutat, le-am găsit pe cele care sunt vizibile și vrem să, vrem să conlucrăm. Nu vrem să luăm de la zero, nu vrem să fim noi cei care sunt la înaintare, gata, scriem statutul artistului. Nu, ar fi ideal să-l scriem cu toții. Um, mai mult decât atât, um, am, am tot citit acum prin comentarii de ce mă și bâlbui că încerc să acopăr tot. S-a zis că nu s-a vorbit de legea 8. Poate nu a fost atât de mură în gură, dar o mare parte din ce am vorbit astăzi are aplicare sau se regăsește și în legea 8. Iar noi acum vorbim de cum o putem modifica în folosul nostru. De aceea, orice sugestii mai sunt și nu mai pot fi discutate acum, trimiteți, vă rog, pentru orice sugestii mai sunt, trimiteți, vă rog, mail-uri către noi, fie către Orda, fie către Muze și o să încercăm să centralizăm totul cât de repede. Mai mult decât atât, v-aș propune să mai înființăm un grup de lucru cât se poate de informal. Pentru cei care sunt timizi, n-aș exprima opinia, pentru că nu poate nu se consideră suficient de uh, cunoscători ai legii, să ne explice cum văd ei lucrurile, ce ar putea ajuta pe ei, și noi o să încercăm să identificăm cum. Pentru asta, vă mai zic o dată: 0723622086, lăsați un mesaj pe WhatsApp, cum înființăm și acest grup super informal de WhatsApp, promis să vă adaug acolo, dacă aparțineți de zona artistică. Iar acum, în încheiere, o să închei frumos. Um... Vreau să, să menționez același lucru pe care l-ai spus și tu, că poate nu a apărut din multe puncte de vedere când ne-am axat pe legea 8, însă toate propunerile, toate uh, problemele, toate discuțiile legate inclusiv de codul de etică, inclusiv de statutul artistului au impact asupra cum putem gândi legea 8 și anume, anumite lucruri ne putem da seama că le putem introduce în lege, anumite în statut. Ce regim să aibă acest statut dacă vine, dacă vine ca un tip de metodologie să suplimenteze, să suplimenteze legea 8? Ce e exact să aibă titlul de recomandare? Și ca să se înțeleagă exact importanța problemelor din practică și cât de mult Uh, poate să afecteze ulterior uh, cadrul de desfășurare și uh, normele în vigoare, o să vă las cu un știați că foarte drăguț și o speță foarte drăguță din uh, anul 1988 din uh, Marea Britanie când uh, au dorit să facă cea de a șasea serie Pantera Roz între timp uh, Peter Sellers uh, murise și au vrut să facă această nouă serie cu footage ex deja existent, pe care l-aveau din cele cinci serii anterioare. Rudele acestuia, S-au opus folosirii uh, acestor materiale în uh, cea de-a șasea serie, dar, din păcate, nu exista nicio normă legală care să-i protejeze, pentru că, pe vremea respectivă, nu erau protejate drepturile conexe, dreptului de autor, și atunci nu aveau puterea să nu autorizeze acest, uh, această utilizare. Drept urmare, au ajuns în instanță, iar instanța a făcut presiune astfel încât drepturile conexe să fie protejate prin lege, și asta abia în 1988 și asta după ce s-a observat această lacună. Știați că Irina are multe știați că pregătite? Bun, ne apropiem de sfârșit. Secundele curg, 60, 59. Vă mulțumim din suflet că ați fost alături de noi. Sper că am fost un pic mai dinamici cu moderarea. Trebuie să ne înțelegeți pe noi că suntem în poziția în care nu putem întreba pe, pe cineva. Având în vedere contextul, E, e de ceață completă. Nu a existat dialog din toate unghiurile acestei industrie, acestui sector cultural la nivelul ăsta până acum. Nu zic că n-a existat așa punctual încât o dezbatere, dar acum încercăm să facem ceva recurent. Motiv pentru care plec tocmai de la uh, Anca, de la Flower Power, cu o propunere, pentru că a fost ultima rolare de cuvânt. Vă propun ca următoarea ediție a cesiunii pe pasiune să fie dedicată statutului artistului, nu proiect propus de muze, ci să încercăm să centralizăm tot ce există în piață, să vedem, să punem practic pe masă unde s-a ajuns, tocmai ca să nu dublăm niște eforturi. Dacă cineva deja are o statistică sau o propunere vis-a-vis -vis de cum ar trebui tratat artistul să ieșim în ce ore sau în codul muncii, să vină să ne spună și haideți să facem un, un ceva comun. Așadar sper să acceptați invitația, următoarea ediție a Cesiune pe pasiune, numărul 5, va fi dedicată statutului artistului. Nu știm data exactă însă, Mario o să zică că oricând. Sigur, Florentin, organizăm împreună, atunci haideți să vorbim noi, scrieți-mi pe WhatsApp, că în principiu suntem toți prin aceleași grupuri și stabilim o zi când putem toți. Săptămâna viitoare, oricând. Sigur, vă mulțumim și... Mulțumim și ne vedem pe Instagram Asociația Muze sau pe asociaatiamuze.ro, Facebook Asociația Muze, ne găsiți dacă cineva cumva vrea să dea de noi, sigur poate. Construim împreună.